sunt pregătit. Bună seara, suntem în direct pe wowbiz.ro la o nouă emisiune a noastră cu ștafeta mixtă cu Alex și Cornelia. După o săptămână nebună, săptămâna trecută, în care am făcut o excepție și absolut în fiecare zi am avut ediții speciale, mai puțin sâmbătă, dar duminică ne-am revanșat cu acea ediție de aproape 4 ore și jumătate. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în număr foarte, foarte mare și de aceea vă așteptăm și astăzi să fiți pregătiți cu întrebări și mesaje, pentru că avem un invitat, un fel de răsfățat al exatlonului, dacă ar fi să mă exprim în felul acesta pe Iulian Putea. Până o să-l invităm să fie alături de noi, Alex, bună seara! N-am fost politicoasă, să spun așa, de la bună început. Seara, am fost politicoasă seara, cu Cornelia. Păi da, normal, nu pot să fiu eu pe primul loc. Ei sunt pe primul loc. Pe mine mă lași la urmă. Nu te las la urmă niciodată. Întotdeauna ești cel mai îndrăgit coleg al meu. Păi de-aia că sunt cel mai îndrăgit coleg al tău, unicul. Pentru că sunt singur, normal. Mi-aduc aminte că zicea și Doru, sunt cel mai șmecher dac. Păi ești singur, de asta ești cel mai șmecher dac din România. Da, nu o lua chiar așa, Alex. Ce-am spus eu, că indiferent ce s-ar întâmpla, dacă anul viitor te vei duce la Exatlon în postura de antrenor, să spunem, promit în fața întregii țări a cititorilor wowbiz.ro că n-am să te înlocuiesc. O să las scaunul ăsta gol, așa și eu păi, o să nu știu, te poate întreb, poate întreb pe invitatul nostru de astăzi, poate cine știe. Dacă o să te înlocuiesc? Nu știu. Deci rămân, sunt un om care își respectă integritatea și ceea ce spun în general și consider că așa funcționează emisiunea noastră numai în această formulă și dacă unul dintre noi lipsește numai dintr-un motiv obiectiv. Absolut. Absolut. Dar cum nu s-a întâmplat până acum? Decât să lipsești numai tu. Da, de vreo... am contabilizat. Cred că de 3 ore ai lipsit, da? De 3 ore am lipsit, dar nu se poate. Cum am lipsit de 3 ore? N-am lipsit niciodată. Am fost în fiecare joi. În fiecare joi, da. Dar, cum spuneam puțin mai devreme, am mai făcut emisiunile și în alte zile. Așa, am făcut niște excepții. Dar ce să vezi? Da. La unele ai lipsit, dar nu contează. Au fost de fiecare dată o absență motivată. Poate, uite, de acum le spun oamenilor că în sezonul următor o să am și eu o absență motivată la începutul lunii. Așa și o să rămâi singur. Sper asta să nu aduci altă descurc. Fată din competiție sau vreo altă ziariță alături de tine, că atunci începe războiul între noi. Începe războiul? Exact. Bine, lasă. În emisiune nu. Deocamdată te-a lansat așa să fii mai puternic, să fii tu cel care, uite, mai înalt de data asta. Nu mai am răbdare, chiar nu mai am răbdare. Hai să-l invităm. Hai să-l invităm pentru că a făcut niște giumbușlucuri în trafic ca să fie alături de noi, pentru că știți cum sunt sărbătorile, toată lumea se duce să facă numai cadouri și să cumpere și atunci e foarte greu să circul cu mașina. Și... Păi el caută cadouri de Crăciun acum? Păi nu știu, cred că l-a luat din Republica Dominicană, dar poate pentru Bianca Drăgușanu, cine știe, pentru cineva, habar n-am, păi pentru o cunoaște? Sau o să o cunoască, știi cum e, dacă te duci la Exatlon, te cunoaște toată lumea, Alex, dacă te duci da? La Exatlon. Ce ești așa de mirat? Da. Toate da, fanele da, da. Tale îmi scriu mie, să știi. Ce scrie? De bine, sper. Păi de bine, unele de bine, altele... De ce stau pe acest scaun? De ce m-am îmbrăcat într-o rochiță roz? Și păi asta nu are nicio legătură cu mine. Dar nu sunt eu fashion designer. Tu ești vinovat că ai atâtea fane. Uite, fanii mei sunt mai drăguți. Nu te deranjează noaptea la 2, la 3. Dar ce mai contează? Da, nu, bărbații nu obișnuiesc să mă deranjeze. Adică n-am nicio problemă. Da, norocul tău. Da, nu mai suntem într-o lume liberă. Nu putem nu, să vorbim. Chiar nu sunt deranjat de bărbați, așa că... Adică de bărbații care îmi scriu mine. Care te plac pe care tine. Care mă plac pe mine, da. Fanii tăi te plac pe tine. N-am nicio treabă. Eu... Nici pe mine fanele tale nu mă plac, decât doar... mă avertizează. Asta stau puțin mai departe, să nu mă apropii foarte mult, dar să mă apropii de invitatul nostru de astăzi, de Iulian Cotea, pentru că până în Mexic nu se pune. Așa. Iulian, poți să vii alături de noi? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Salut, Iulian! Îmi pare bine să te cunosc!
Bentiță. Singurul. Dar arată așa să. Știi ce nu-i place? Bentiță. Să-i spui bentiță, da. Așa da, că îi spune toate emisiunea. Așa eu, nu, să știi că nu e un, în sensul rău. Mie mi se pare super interesant pentru că toată lumea te remarcă prin bentiță. Adică eu am încercat să mă fac remarca prin fabulos. Așa e. E, uite, salut pe cititorii noștri, wowbiz.ro, cei care se uită la noi, probabil și fanii tăi, cei pe care îi ai, pentru că ai foarte mulți fani după pe care final. Îi mai ai. Pe care îi mai ai, așa că uite, salută-i un pic așa. Dar de ce zici asta? Pe care lasă-i îi mai ai. Lasă-l să salute. Pentru prima dată vreau să-i salut. Așa, și să le mulțumesc. Hola, vreau să vă salut și să vă mulțumesc pentru toată susținerea și emoțiile pe care le-ați investit în mine. Vine mai așa? Vino mai așa. Mai așa, mai lângă mine. Ți-am zis că astăzi ai voie. Am voie? Așa se mai calmează fanele lui Alex. A. Da, astăzi îți dau voie. Astăzi, da. Ai grijă. Da, tu salut acolo. Da, voiam să vă mulțumesc pentru toată susținerea și pentru timpul petrecut în fața televizorului și pentru toată răbdarea pe care ați avut-o cu mine și așa cum au spus și nu știu dacă sunt chiar răsfățat. Dar dacă așa s-a văzut la televizor, de-aia am și venit aici să vă explic ce am simțit, nu ce s-a văzut. Pentru că ce se vede e puțin diferit față de ce am simțit eu. E adevărat, competiția văzută de la televizor pare un pic altfel și oamenii au păreri diverse. Și noi întotdeauna aici am ținut cont de ele, de aceea, repet, vreau să ne trimiteți foarte multe mesaje și întrebări pentru invitatul nostru de astăzi, indiferent dacă îl placeți sau nu. Mi se pare corect să vă spuneți punctul de vedere și noi să vă lămurim, pentru că aici avem timp, să spunem, tot ce s-a întâmplat în competiție. S-a terminat finala, Alex... Ești ca un preot, Cornelia, l-aștept la spovedanie. Pe cine? Cam așa l-ai prezentat acum. Pentru că am avem văzut niște reacții timpul, pe internet. Să zici, avem tot timpul, poți să zici tot ce vrei, da, da. Oamenii da. Sunt împotriva lui, n-am înțeles de ce. Eu astăzi am citit foarte deloc? Multe comentarii, mi se... Tu ai înțeles, Alex? Eu n-am înțeles. Da, n-am înțeles. Serios, n-am înțeles de ce. Păi nici eu n-am înțeles. Da, o să, o să clarificăm lucrurile cu siguranță. Bine, cred că ai încercat și tu aseară la Fara Arena. Nu, n-am reușit. Nu, n-am reușit. De abia așteptam să vin aici pentru că e total diferit. Aici poți vorbești mai mult. Problemele sunt doar ale mele, nu și ale colegilor. Și atunci mi-e mult mai ușor să povestesc ceea ce am simțit și cum mă simt și... Să clarificăm ce avem de clarificat. Bineînțeles. Aici oricum va fi o discuție liberă și nimeni nu te pune la zid. Așa spuneam că astăzi n-am înțeles reacțiile oamenilor, ale unora dintre fani, pentru că în fond mi se pare cel mai corect să spui ceea ce simți cu adevărat și să nu te ascunzi în spatele cuvintelor. Hai să intrăm direct în discuțiile astea legate de Exatlon. Pe tine, oricum, te-a schimbat Exatlonul. Cum este competiția asta acum, văzută de acasă? Când vorbesc acolo sau vorbesc? Nu, vorbești cu noi, bineînțeles. M-a schimbat îngrozitor de mult. Ce am zis-o și la ceremonie, prima dată, să zic așa, m-a schimbat fiziologic. Așa. M-a schimbat fiziologic pentru că am venit cu barbă și cu mustață și se pare că mi-am și păstrat un pic de, din ea, e o mustață de fecior, să zic așa. O să scap de ea după live-ul ăsta. M-a schimbat foarte mult, am învățat să apreciez mai mult oamenii, să nu etichetez atât de ușor, să înțeleg motivul acțiunii, pe care observ că unii oameni ce m-au susținut și nu mă mai susțin, încă n-au avut posibilitatea să înțeleagă motivul acțiunii. Am înțeles... că trebuie să tolerezi întotdeauna, să ai răbdare mai multă cu cei din jurul tău, dar până să am răbdare cu cei din jurul meu, să am răbdare cu mine și petreceam foarte mult timp cu mine, să mă cunosc pe mine, petreceam foarte mult timp cu noi aveam vilă, păi nu prea aveați condițiile pe care noi le-am avut, da. Noi aveam vilă, stăteam foarte mult în baie, stăteam foarte mult timp în baie la vilă și mă priveam în oglindă. Și vă aranjați așa, te aranjai? Da, păi trăgeam de mustața asta până rămâneam fără. Și eu am văzut oglinda după 3 luni. Cum arată? Foarte bine! Foarte bine! Sunt foarte mulți care spun că îi stătea extraordinar cu freza aceea de la Exatlon, cu părul, nu? Toată lumea spune și votează așa. Doi? Că... uite și în spate, toată lumea votează că stătea mai bine cu părul lung. Ți-am spus și de fiecare dată să faci asta. Poate te răzgândești la anul.
în sezonul următor. Să vedem, nu se știe. Așa și el. Cine știe ce, trebuie să-și păstreze freza de la Exatul. Da, păi a fost o problemă, m-am întors și am rămas, mi-am făcut freza asta, nu... Ești fratele lui Iulian? Ah, ai un frate la Exatlon, nu, sunt Iulian. Bun, hai să, hai să revenim ușor la discuțiile noastre, de ce au fost în contradictoriu, de ce oamenii au înțeles într-un fel. Eu pe tot parcursul concursului și în ultima perioadă cât voi ați fost acolo și oamenii au început să discute, am încercat să le spun că multe din discuții pot fi rupte din context și pot fi înțelese greșit, pentru că și eu am fost acolo și vorbesc cumva oarecum în cunoștință de cauză. Nu știu dacă a plecat totul de la declarația sau de la faptul că cumva s-a spus că te-ai bucurat de accidentarea lui Alin, ceea ce eu niciodată nu cred că este adevărat și sunt sigur că nu a fost așa. Da, am fost influențat foarte mult în privința asta și oarecum se încerca să mi se bage în gură cuvinte cum că mă bucur de accidentarea lui. Lucru ce nu l-am simțit niciodată. Într-adevăr, când ești într-o competiție, te bucuri de șansa pe care o ai, dar niciodată de răul altuia. Lucru pe care mulți nu l-au înțeles, adică atâta timp cât nu ești acolo, cum ai zis tu, dacă nu vorbești în cunoștință de cauză și nu ești acolo să simți să simți greutatea și să simți toate emoțiile alea din concurs, e greu să judeci. Și de aia nu sunt supărat pentru ce judecă oamenii de acasă, pentru că ei au etichetat și au judecat exact ce li s-a dat. Adică declarațiile pe care exact. Tu le-ai dat pe micul ecran. Exact cum au fost legate toate comentariile mele, toate interviurile. Asta s-a dat, dar eu aș fi fost acasă și fi văzut același lucru. Normal, mi se pare. Și de aia mie e foarte greu să stau să mă contrazic sau să mă scuz, că cine se scuză se acuză în general. Și nu pot să fac asta, pentru că eu dacă aș fi fost acasă și nu m-aș fi cunoscut pe mine, aș fi zis același lucru. Dar tu știi foarte bine care a fost interviul și momentul. Îți mai aduce aminte? Poți să te întorci puțin în timp și să-ți aduce aminte despre ce era vorba? Adică e posibil... te referi strict la da, acea remarcă da, e posibil... care a fost că fiecare primește ce merită. Nu, aia a fost... Din câte mi-aduc aminte, interviul a fost cu câteva zile după ce s-a accidentat el și a fost după ce a afirmat el, după ce a afirmat Alin, că blestemul lui, norocul nostru. Și atunci, și din cauza stresului de finală, oboselii și așa mai departe, ori am interpretat eu greșit, ca și cum mi-am dorit eu să se accidenteze. Dar tu de unde știi că el a spus asta? Pentru că a vorbit-o cu Betty. Și după am auzit-o eu, nu mai știu de la cine. Și după am discutat-o și noi, doi, și era și Mădălina și mai erau câțiva lângă noi. Că noi obișnuiam să ne comunicăm lucruri de genul ăsta, doar că de foarte multe ori erau niște lucruri împachetate. Lucru pe care mai mult sau mai puțin îl înțeleg, că și eu a trebuit să împachetez de foarte multe ori lucruri. Trebuia împachetarea adică asta... Adică auzeai ceva ce s-a spus despre exact. Tine, trebuia să vă spui și tu într-o formă... Nu neapărat că trebuia să o spui. Într-un fel. Trebuia să tolerezi, să taci, să lași și să mergi mai departe, să nu crezi tensiuni. Pentru că noi ne doream să fim o echipă unită și ca să putem construi lucrul ăsta, nu trebuia să creăm tensiuni. Ați reușit să faceți asta foarte bine. Ați păstrat integritatea echipei foarte, foarte bine. Ați protejat dinamica și atmosfera și asta s-a văzut. Și e de apreciat faptul că ați făcut lucrul ăsta, n-ați ripostat. E normal și sunt sigur, sunt absolut sigur că poți să spui unele lucruri și sentimental sau emoțional să se înțeleagă greșit. E foarte ușor să înțelegi greșit acolo și să te gândești la partea negativă decât să iei partea pozitivă și lucrurile foarte relaxat. Pentru că concursul ajunsese la final și presiunea era foarte mare. Și se vedea premiul. Hai să fim serioși, că până la urmă, până ajungi în play-off, ai nevoie de echipă. Trebuie să lucrezi cu oamenii ăștia, să te tolerezi. Exact cum spunea Iulian, poate îți place, poate nu-ți place de cineva, exact. Dar scopul final pentru e acela că, de a ajunge de fapt, exact, în ultimii... E mult mai complex decât se vede de acasă. Ai impresia că, de fapt, acolo te duci într-o mică societate, dar, de fapt, e o competiție și fiecare merge cu un scop. Și toți avem un interes, mai mult sau mai puțin, cum am zis și la Fan Arena, unii au recunoscut-o, alții nu. Ideea e că cei de acasă au avut și au așteptări de la Exatlon ca persoana care merge acolo sau persoanele care merg acolo
să le aibă pe toate. Să fie și bun pe traseu, să fie și smart, să fie și carismatic, să fie și bad boy, să le să fie să aibă un pachet complet. Și nu se poate. Nu se poate. Deci n-ai cum să mulțumești. Oricum orice faci e greșești undeva. Și ăsta e un lucru, pentru că acolo te duci tu și cu cât ești mai natural, sunt foarte mulți oameni în România ce se regăsesc în noi, ce s-au regăsit din prima secundă în noi. Așa este. Doar că acolo suntem expuși, suntem etichetați, suntem judecați, lucruri pe care nu îl contam, pentru că probabil caracterul și tipologia pe care eu am sunt mai sunt o grămadă de oameni. Bun, hai să... Dar știi ce a zis? A zis ceva, că unii oameni recunosc sau nu. Poți să-mi spui, dacă se poate, cine a încercat să păcălească puțin camera și să nu vorbească? Cine ți s-a părut, fără a ataca pe cineva? Aici este o discuție pur și simplu liberă și mi se pare normal să știe oamenii de acasă că există concurenți care de foarte multe ori își ascund adevărata față. Știu să fac asta, culmea. Da. E foarte greu să fiu în postura asta, să pot să dau în cineva că vreau, că nu vreau. Ideea e că se vede, de acasă se vede foarte ușor. Oamenii își dau foarte repede seama de o persoană ce împachetează, ce își dorește tot timpul binele, ce nu se ceartă, ce repară orice problemă, ce... Nu știu, e prea greu, mie e foarte greu să înțeleg că într-un concurs unde există atâta presiune și tensiune, să poți să fii tot timpul acolo. Eu am încercat lucrul ăsta. Pentru că eu, în general, nu prea mă cert, adică mă retrag. Decât să mă cer cu tine, mai bine plec. Asta am zis, la Extradrome a fost foarte greu să fac lucrul ăsta, pentru că și cu Simia. De fiecare dată când mă certam, îmi doream să plec. Dacă eram acasă, mă suseam în mașină, plecam. Nici nu aveam treabă, că nu sunam, nu căutam niciodată. Nu mi-ar fi fost prietenă. În schimb, acolo trebuia să stai cu persoana respectivă. Și atunci și eu trebuia să împachetez foarte multe momente în conversație cu Simia. De exemplu, cu Doru. De foarte multe ori mă deranja Doru. Dar nu puteam să-i spun la început. Spre final, deja Doru era al Doru super dacu. Dar la început mă deranja de foarte multe ori și voiam să-i spun multe lucruri și nu puteam. Și trebuia să-l iau pe ocolită, să-l duc prin living, să-l duc prin bucătărie, ca de-abia după să ajung în cameră. E foarte greu. Da, și se vede... Și el se vedea marginalizat, culme, da. De aici din România. Da, și asta sunt oameni care empatizează mai ușor și oameni care empatizează mai greu. Are dreptate ce spune. Uneori, când încerci să... Nu neapărat să convingi pe cineva, dar să ajungi într-un punct, într-o discuție, probabil, cum ai spus tu, trebuie să îl iei cumva pe ocolite. Și asta ar însemna în viziunea lui că împachetează lucrurile. Nu că nu putem spune adică că... Adică să nu deranjezi pe nimeni. De foarte multe ori, eu aveam chestia, eu știam de ce mă duc acolo. Chiar dacă nu am urmărit sezonul 1, m-am ofticat foarte tare că n-am ajuns sezonul 1, e o poveste foarte lungă și cu asta. Și... Păi ai fost înscris la casting? Da, am fost înscris la casting, dar trebuia să plec, mă pregăteam pentru Olimpiada din 2018, între timp am avut niște probleme, nu m-am mai dus nici la Olimpiadă, voia să pleca pe 5, Olimpiada începea pe 8 și n-am mai ajuns nicăieri. N-am mai ajuns nici cu doi iepuri, niciodată. Ales poate nu prins niciunul și nu m-am uitat, în schimb se uitau ai mei, erau foarte nebuniți, erau fanii răiți și atunci mai vedeam când intram prin casă și ieșeam, auzeam tot timpul ce se întâmplă pe acolo. Dar știam de ce m-am dus acolo și știam că oamenii urmăresc. Și știam că trebuie să fii natural și să-ți asumi tot ceea ce zici acolo. Și mai mult sau mai puțin, de fiecare dată când făceam un lucru natural, mă gândeam, dacă aș fi fost acasă, mi-ar plăcea să văd lucrul ăla la televizor. De foarte multe ori venea să înjur și să dau cu picioarele sau să iau pe cineva la bătaie, pentru că de foarte multe ori ții și diminți, dar trebuie să te calmezi. Și asta e un lucru împachetat. Dar în vocabular au împachetat foarte mulți, adică în competiție, pentru că mulți au venit cu temele făcute, au venit pregătiți. Uite, n-a fost ca în primul sezon. Lucru pe care îl apreciez întotdeauna la primul sezon a oricărei emisiuni, nu știi ce te așteaptă. Nu cunoști personaje, nu cunoști regulile, nu... Deci trebuie să fii tu și te prinzi pe parcurs. Așa e. Mulți interpretează aici faptul că... Sunt un cățel. Că ești un cățel. Nu e nicio problemă. Uite, și eu sunt dinamovistă, sunt o cățelușă sau cum ar putea să fii. Și asta vreau să spun că... Mulți gândesc că Alin a dat declarațiile perfecte la televizor. Adică au văzut lucrul ăsta și atunci, dacă au văzut lucrurile acestea,
ei cred că ești un pic răutăcios cu Alin. Ceea ce vreau să ne răspuns puțin la întrebarea aceasta și vreau să ne răspund și oamenilor că în lipsa lui Alin, dacă Alin nu este aici, asta nu înseamnă că nu îl susținem. Chiar vreau să îi lansez o invitație publică lui Alin să vină la emisiunea noastră, pentru că l-am văzut în live-ul pe care l-a dat în urmă cu două zile. A avut ceva de spus împotriva site-ului wowbiz.ro, nu a emisiunii noastre, și a spus că dacă ar fi la o emisiune la noi, i s-ar pune pumnul în gură. Nu. Sunt ferm convinsă că ar putea să vorbească absolut ce își dorește. Și acum să revenim la ce te-am întrebat pe tine. Crezi că lumea percepe exact așa cum ți-am spus eu, că Alina a avut declarațiile perfecte și nu numai Alin, și altcineva, și alții au fost în competiții cu... Păi după toate mesajele pe care le-am mai citit, într-adevăr, așa se pare, că eu sunt oaia neagră și nu înțeleg de ce. Adică, ok, nu înțeleg care e... De ce toată lumea mă blamează pe mine pentru accidentarea lui, pentru regulile pe care le-a avut în finală, dar toate s-au spart în capul meu. Și bine, și în capul lui Beatrice, dar nu știu exact care e problema acolo, dar toate s-au spart în capul meu. Eu nu înțeleg. Asta e o chestie pe care nu o înțeleg, pentru că la televizor se vede într-un fel, eu am simțit-o în alt fel și oamenii au interpretat-o. Și toate mi se sparg mie în cap. Deci ai fost surprins când te-ai întors înapoi. Da. Nu te așteptai la asta. Nu. Sincer, nici eu nu mă așteptam. V-am urmărit, automat v-am urmărit întreaga evoluție și știu foarte bine că într-un concurs de asemenea fel, atunci când depui efort ca să construiești treaba asta pe care ați făcut-o voi, nu îți permiți să strici ce ai construit în ultimele zile, în ultima perioadă. Și sunt absolut convins că și declarațiile tale și unele declarații ale lui au fost luate din context, tocmai ca să discutăm noi acum despre conflictul dintre Iulian și Alin. Pentru că este un show de televiziune, asta, nu da, concurs, exact, la olimpiadă. Dar vreau să vă opresc un pic, pentru că dumneavoastră, cei de acasă, am primit chiar acum din redacție o informație de ultimă oră. Yamato Zaharia a fost operat de urgență. În aceste momente, wowbiz.ro are imagini din sala de operație. Sunt imagini spectaculoase și vreau să intrați pe wowbiz.ro chiar acum să vedeți care sunt urmările exatlonului până la urmă, cât de greu este să particip la o competiție. Yamato a fost aici, ne-a povestit că și-a făcut acel remene și probabil în urma rezultatelor acum a ajuns pe masa de operație. Vreau să intrați acum pe wowbiz.ro și să urmă vedeți imagini în exclusivitate. Doar noi suntem acolo, ca să vedeți că venim în întâmpinarea dumneavoastră cu informații foarte bune legate de exatlon. Revenim la discuția noastră. O să te las pe tine, Alex, pentru că am vorbit puțin de Yamato. Faimosul meu, pentru că Iulian nu știe că eu aici am ținut cu faimosii. Dar ce să facem? Am rămas roșu, mică de tot până la finalul competiției. Deci, te ziceam că sunt împachetate oarecum lucrurile astea. Da. De aici tu ai punctat foarte bine, că e un show de televiziune. Lucru pe care eu îl admir foarte mult la Beatrice. Indiferent că e blamată, că a câștigat, cum a câștigat, din cauza unui regulament internațional, că până la urmă n-am făcut noi regulamentul. Tăria și curajul de care ea a dat dovadă e fabuloasă. Pentru că ea a venit în concurs, n-a știut să înoate și s-a văzut evoluția ei până la final. Și a avut o evoluție foarte bună, din punctul ăsta de vedere. Și o ambiție extraordinară, exact. Pentru că alții au venit în concurs și n-au sărit de la o trambulină. În schimb, dacă aș fi să fac o comparație între Alin și Betty în finală, Alin a venit pregătit. Adică evoluția lui în concurs, la exatlon, a fost constantă. De când a venit până a plecat. Adică, pentru că a venit pregătit. Exact. El a venit bună, pregătit la un nivel un foarte înalt și a rămas tot timpul la nivelul înalt. Alții au venit de jos și au... Asta e chestia, că mulți... Uite, de exemplu, Alina a avut tot timpul problema asta. El a interpretat-o ca și cum e Eurosport. Că vine la un campionat mondial și se pregătește de dinainte și când a ajuns acolo și a văzut că, de fapt, e show,
Și nu este o federație de exatlon, exact. Așa cum vreau să înțelegeți și de acasă, că nu sunt niște reguli stricte, acolo se schimbă de la... Păi asta e că eu am înțeles de la început chestia asta, pentru că am mai fost într-o emisiune de genul ăsta și am înțeles exact cum funcționează și că regulile se pot schimba oricum, oriunde, pentru că omul ce deține exatlonul, ce deține formatul, își face regulile. Normal. Apropo exact. De asta, Codruța Angela Diaconu te întreabă și sunt foarte mulți care pun această întrebare și trebuie să o adresăm. Dacă tu ai fi ajuns în finala mare cu Betty, ți-ar fi convenit cum s-a jucat? Ți s-a părut că a fost corect? Nu. Vreau să vă transmit că lucrul pe care Alin l-a pățit în finală, l-am explicat și lui, le-am explicat și celor de acolo, nu a fost unul corect din punctul meu de vedere. Pentru că eu când am auzit sistemul pe care ei îl vor juca, am crezut că se vor bate cu timpul lor. Betty cu timpul ei de pe traseu și finalul respectiv, Alin cu timpul lui pe traseu și finalul respectiv. Și atunci ar fi fost fair play din punctul ăsta de vedere, dar greu când ei au încercat să facă media aritmetică a tuturor băieților pe traseul respectiv. Și chiar am zis-o cred, și la Fan Arena, că m-am dus și am zis că sunt bucuros că n-am ajuns până în finală, pentru că nu știu cum aș fi reacționat eu dacă aș fi fost pus în situația lui. Pentru că el a reacționat într-un fel, eu puteam să reacționez în total altfel. Dar un singur lucru l-aș fi făcut, nu aș fi abandonat. Ăsta e un singur lucru pe care îl știu sigur, n-aș fi abandonat. Bine, Alina a abandonat în punctul în care Betty aruncase foarte bine, da, și el mai avea o singură cursă și practic era bătrucea acolo. Era, da. Și atunci da. S-au hotărât să n-avea rost să se accidenteze, pentru că dacă ai văzut la ultimul traseu sărea de la prima treaptă, sunt vreo 2 metri jumate acolo sau poate chiar mai mult, și a trizat pe piciorul ăla accidentat, lucru ce îl putea trimite direct... Direct la spital. Exact. Mi s-a părut foarte greu pentru Alina, acel traseu, dar până la urmă este un joc. Știi cum e? Când ajungi în finală, fiecare vrea să câștige și nu o pot condamna nimeni pe Betty, păi că asta a ales eu acest i-am zis... traseu care îl dezavantaja clar pe Alina. Uite, hai să vorbim puțin despre trasee. Alina a mărturisit în live-ul lui pe care l-a făcut pe Facebook și pe Instagram că nu au ales ei traseele. Că le-au fost impuse, că altfel ar fi ales traseul în care din Betty ar trebui să înoate. Din câte știu, ei au avut de ales din ultimele 15 trasee. Adică în ultimile 15 trasee au avut de ales. De la primul traseu, să zicem de acum 2 săptămâni, 15 trasee și au avut de ales între ele. Nu știu ce au avut ei de ales, că noi n-am fost acolo, eram de ales. Deci Alin nu putea să aleagă traseul cu apă. Nu. El a spus așa, că nu a ales acel traseu cu trampolina pentru că știa că Betty nu este o foarte bună înotătoare și a vrut să fie fair play. Asta a fost declarația lui. Dar știu că băieții, el și-a ales două trasee și Betty două trasee. Da. De, până la urmă a fost alegerea fiecăruia. Că nu au fost într-o zi atât hai de să... bună amândoi. Nu ducem discuție până la traseu. Că traseul contează mai mult sau mai puțin. Hai să vorbim despre sistemul de secunde. În care secundele în postura lui Alin cântăreau mult mai mult decât secundele în postura lui Betty. Pentru că Betty, când după ce încheia un traseu și avea un minus 20 de secunde sau minus 30 de secunde, nu poți compara secundele alea din media băieților, pentru că Betty avea un timp de 2 minute, spre exemplu, și Alin 1 minut. 20 de secunde din 2 minute ale lui Betty nu le poți egala cu 20 de secunde din minutul lui Alin. Dar fetele au fost mai slabe în acest sezon pe timp. Să se explice foarte clar. Vladimir a explicat foarte bine aseară. Și foarte multă lume ne-a întrebat ce am văzut eu din toată această competiție, pentru că e normal că noi doi să ne uităm la exatlon și toată lumea să se uite. Fetele n-au scos niște timp groz atât de buni precum băieții, dar băieții au fost o concurență mult mai mare cu faimoșii și cu războinicii și atunci s-au scos niște timp foarte buni. Da, cel puțin pe traseul pe care Alin l-a ales, cel cu un mol mov de tragi trapa, se lua traseul cu același final din ziua în care el a ales traseul. De exemplu, îți dădea un film, așa îmi imaginez că a fost și din câte am înțeles așa a și fost. Îți spunea o tabletă, te uitai la trasee și vedeai, ăsta e traseul din ziua eliminării Lumirel, de exemplu. Și bun, el și-a ales traseul ăla, când noi ne doream să eliminăm un băiat de la faimoși din echipă. Ei își doreau să nu plece nimeni de la ei.
Iar noi atunci am tras foarte, foarte tare. Și lupta era mai mare, bineînțeles. Fetele n-au reușit să se conecteze atât de bine cu traseul și cu finalul și n-au scos timp atât de bun. Și ăsta e un lucru pe care eu l-aș fi luat în considerare. În momentul în care alegeam un traseu, alegeam un traseu în care noi băieții am fost mai slabi, ca să pot să am avantajul ăsta timpului. Exact. Poate dar nu s-a gândit. Eu cred că oricum, indiferent, eu m-am pus în situația lui, de exemplu, pe traseul ăla cu trapă, cu nămol, mi-ar fi fost greu. Pentru că nu, cu aruncările stau mai prost. Dar pe traseul cel suspendat, m-am gândit cât de bine aș fi putut merge eu și să dau la final, tot nu puteam să câștig. Așa, deci până la urmă nu câștigă, deci, oricum ai luat-o, n-ai fi câștigat un băiat pe acele trasee. Pe acele trasee, deci în situația dată atunci, da, pe regulamentul respectiv pe care au jucat și din America și pe care vor juca și din Mexic, n-aveai cum să câștigi, adică eu așa am văzut lucrurile. Eu cred că pe oricare dintre trasee, pe regula asta, Alin n-ar fi putut să câștige. Ar fi fost o șansă, cred că, pe cel cu apa, pentru că studiasem o chestie. Betty din apă, dintr-un bazin cu topogan, ieșea în 30 de secunde. Alin ieșea în 9 secunde. Bun, din câte am înțeles, lui Alin nu i s-a permis ca să aleagă traseul cu piscină. Abia zi, uite, astea sunt niște probleme pe care nu le pot discuta, că nu le știu. Nu le știi, da, am înțeles. Dacă aș fi știut, aș fi comentat. Bun, eu am înțeles din live-ul lui că el n-a putut să aleagă traseul cu piscina. Bun. Stai o secundă. Spune cineva că a dat Alin un comentariu, dacă ne-a trimis un comentariu să-l mai trimită o dată, pentru că sunt foarte, foarte multe mesaje și eu nu l-am văzut. Dacă l-a mai trimis sau dacă persoana respectivă spune adevărul, să ne mai trimită o dată. Am văzut-o pe Ana Simia Țăran, o salutăm, este în direct cu noi. Are un cui împotriva lui Iulian, bineînțeles. Cine? Ana Simia Țăran. Da, bineînțeles, chiar vreau cuvinte să frumoase, dar tu mai ai intrat în direct. Uite, nu vorbește foarte laudativ la adresa ta. Da, normal. Și ce s-a întâmplat cu ea? Cu Simia? Facem o paranteză de la Alin. Chiar îmi doream să vorbim despre. Ce s-a întâmplat cu Simia? De ce este așa mare supărarea între voi doi? Te face mincinos, uite, în toate felurile. Ce s-a întâmplat? Nici noi n-o să uităm, Simia, că ne-ai mințit și n-ai venit aici la noi în emisiune cu 10 minute înainte. Deci ca să fiu așa, să mă... Vezi, Simi, ce serioasă ești. De partea lui Alin. Pardon, a lui Alin, a lui Iulian. Și de partea lui Alin. Și de partea lui Alin, pentru că eu m-am susținut în competiție. Ce vreți să vă zic despre Simia? Despre Simia. Că sunt foarte multe despre Simia, de la momentul în care am cunoscut-o până la momentul... În momentul în care ai cunoscut-o. Ea a venit în România și a dat niște declarații conform cărora tu, Ana Odvoș și cine era treia? Sila și ați fi format acel grup incredibil care dicta, care dicta totul în echipa Războinicilor. Ce era adevărat? Nu, sau nu era? Nu. Sau așa, eu cu Sila și m-am înțeles foarte bine. Și m-am regăsit am văzut un pic după relația pe care tu ai avut-o în concurs cu Ștefan. Și chiar m-am înțeles foarte bine cu Sila și eu când am ajuns în emisiune. Deja venisem în gardă. De la cealaltă emisiune mă gândeam cum trebuie să fiu, ce strategii trebuie să am, că de asta n-am înțeles foarte mulți oameni. Eu am venit puțin marcat de la cealaltă emisiune, pentru că acolo am trăit cu niște oameni machiaveli, să zic așa, ce formatul, sistemul și toți factorii de acolo ți impuneau să joci murdar. Pentru că trebuie să creezi alianțe, trebuie să creezi bisericuțe, să bagi râcă, să creezi râcă, să ieși tu bine din... Și am venit cu mentalitatea de acolo și cu Sila și am început să facem tot felul de strategii, de alianțe, ne gândim cine e bun, cine nu e bun, ce trebuie să facem, lucruri normale la momentul respectiv. După ne-am dat seama că nu avem nevoie de așa ceva și zic, bă, mergem cum funcționează concursul. Dar problemele pe care le-am avut cu Simia au fost foarte interesante. Iar trebuie să te rog să mai aproape să nu se uite Ana din Mexic, vă rugăm frumos. Din Mexic se urtă Biagio și îl salutăm, te salută și pe tine, și pe mine, și pe Alex, este un vechi prieten al emisiunii noastre. Uite, sunt oameni din Mexic care se uită la emisiuni. Da, păi observ că am foarte mulți fani în Mexic și vreau să-i salut. Îi salutăm și pe fanii tigere. Îi salutăm și pe fanii din Mexic, hai să ne concentrăm la discuția asta. Hai la Simia și pe Cătălin. Da, Simia de la început a avut niște probleme de integrare, să zic așa. S-a văzut. Dar de când am plecat din București și sora ei avea aceeași problemă și ne-a zis, o să aveți o mare problemă. Mie mi-e frică cum o să reacționeze ea în concurs.
deja am început să mă gândesc cum va reacționa ea. În momentul în care am ajuns acolo și a început să caute atenție, avea ea un tic, la un moment dat avea un tic în care dacă noi nu o băgam în seamă, căuta atenție exact cum o face un copil de 8 ani. Îmi dădea una, după aia fugea și se uita așa la mine, știi? Să vadă ce... Deci ce căuta atenția. Da, căuta atenție. Arunca cu ceva mine și pe aia se prefăcea că nu mă vede și se uita iar la mine, numai ca să atragă atenția. Cum te jucai cu ea? Păi la un moment dat am început să o atac, să o tachinez. După mi-am dat seama că are niște probleme și am început să o tolerez mai mult. Adică în momentul în care eu am încercat să o tolerez, a trebuit să maschiez foarte multe lucruri. N-aș fi tolerat. Aș fi plec. La un moment dat am crezut că nici batem. Dar a trebuit să o fac de dragul echipei, pentru că ne-a afectat foarte mult și cel puțin pe fete le-a afectat foarte mult. Și au intervenit foarte multe probleme în care ei nu-i conveneau toate lucrurile în echipă. Ea avea nevoie de afecțiune, ea se certa cu toată lumea și nimeni nu-i lua apărarea, avea problemele astea. Și după la baracă, nu știu ce a apucat-o, de când a venit Diana Sente și au făcut ele un duo mișto. Și una vrea să plece acasă, cealaltă, nu știu, avea bon de ordine, 1, 2, 3 pe numere, care să plece acasă. Și se certau care, cum, Naomi, Diana și Simia la un moment dat. Și... Sincer, eu tot timpul am văzut-o pe Simia la început, o atletă foarte bună. Dar asta nu mi-a fost frică să mă gândesc că poate să ne încurce. Să strice atmosfera. Da, din punct de vedere social, adică pe joc social, eu i-am zis-o, ești praf psihic. Și era răutăcioasă din foarte multe puncte de vedere și eu n-am înțeles de ce. Dar după am înțeles că de fapt ea era îndrăgostită de mine. Opa! Lucru pe care l-am simțit de mai multe ori și la vilă când... Cum l-ai simțit? Păi fii atent, stătea lângă mine, uite așa cum stă și Cornelia. Păi să mă uit la tine. Și își punea picioarele pe mine. Avea tot felul de ieșiri. Da, căuta să intri în dinamica ta. Da, exact. Mai... Se vedea clar, adică și fetele au zis, m-am văzut, adică e ceva deagă de aici, simțeam energia aia, știi? Că nu îmi făcea plăcere, dacă îmi făcea plăcere, nu aveam nicio treabă. Adică dacă simt ceva, o fac, fără să stau să mă gândesc. Și noi, eu n-aveam treabă cu ea, adică era mai mult, eu mă pot modela foarte ușor după o persoană și atunci am considerat că mă pot modela ușor după ea, să o fac să se integreze și să ne fie nouă bine. Dar nu m-am înțeles niciodată bine cu ea, la modul în care cum am înțeles cu Corina sau cu Betty sau cu Ana. Da, asta s-a văzut foarte clar. Ea a afirmat că ți-a acordat mai multă atenție cu Corina. Chiar mai mult decât era. La un moment dat evident. A început să zică că eu am o treabă cu Corina. Da, și că te-ai fi sărutat. Și că ne-am sărutat noi. Lucru pe care îl aberează. Adică, într-adevăr, ne-a văzut. Noi aveam chestia... Eu sunt mai pe partea asta cu fetele. Am nevoie de afecțiune, de atenție. Veneau, mă pupau seara, le pupam seara și așa mai departe. Și în seara respectivă eram cu Corina în toaleta barăcii. Ne spălam hainele, dar cu ușa deschisă. Adică am lăsat ușa deschisă intenționat, să nu se interpreteze. Nu de colegi, ci de cameraman. Sau ce se întâmpla pe acolo. Și ea a venit, dar am simțit că vine. Și în momentul ăla eu mi-am terminat de spălat și am zis, băi, eu mă duc somnușor. Și atunci ea m-a luat în brațe. Dar ea era în ușă. Și când a intrat, ce face porumbeilor? Dar a intrat prin spatele nostru și s-a dus direct la ghiuvetă. Ce face porumbeilor? Și nu știu cum a dat-o, ca și cum noi facem într-adevăr ceva. Și atunci am răspuns cu aceeași mână, de ce ești invidioasă? Mm-hmm. Și n-a zis nimic și a ieșit. Și după avea tot felul de mataca pe asta, că ziceam, hai și ajută-mă cu o chestie, hai du-te la Betty să te ajute Betty, că văd că stai cu ea, hai du-te la Corina, că încerca să mă atace, dar... Da, Simia spune, uite, spune o întrebare, atunci de ce ai dormit lângă mine? Când? La baracă? Da, la baracă. Păi n-aveai de ales. Trebuia să... Lasă-l, hai să-ți zic. Dacă dormeam lângă Corina, se interpreta. Am gândit-o și pe asta. Cu toate că îmi doream și le-am zis. Dacă dormeam lângă Betty, o deranjeam că eu dorm mai așa, mă destrăbălesc. Dacă dormeam lângă Ana, Odvoș, eu oricum nu putea dormi în baracă cât timp eu eram în baracă, ea dormea în afara barăcii. Pentru că strângesc din dinți. Foarte tare. În somn. Da, urât. Nu mă chinui să mă controlez, dar... Și atunci ea era singura ce m-a... Cu Naomi aveam eu o treabă, nu prea puteam sta lângă ea. Și atunci dormeam lângă ea, lângă Simia. Dar la un moment dat nu mai puteam să dorm lângă ea. Devenise enervant să mă tot modelez și să tot o fac să se simtă bine ca să ne simțim noi ca echipă bine. Și la un moment dat nu mai vreau să dorm lângă ea, dar îi spunea Anei... Că Ana dormea în afara bărăcii, se-i spunea Anei, că Ana să-mi spună mie să dorm lângă Simia, că e urât să doarmă acolo.
că erau una lângă alta, aici era Simia și aici era Ana. Și atunci dacă pleca Ana rămânea gol. Bun. Dar uite, foarte interesant câte cancanuri de o să... la... Am mai făcut ea câteva chestii pe care o să le spun doar în momentul... Doar în momentul în care se încinge, în cazul în care se încing spiritele foarte tare, o să spun o chestie pe care nu mi-o doresc să o spun despre ea. Dar că nu-s genul să arunc într-o persoană atât da, de... Dar acum ce vrei să spun? Dar poți să-i zic că dacă ea zice ceva despre tine, sar și tu? Nu, vreau doar să o fac să înțeleagă că... Că ai și tu oamenii sunt ca ea, da. Că de foarte multe ori mă certam cu ea și mă ataca atât de tare și ziceam, măi, Simia, nu vreau să te atac cum atac și tu, că am foarte multe de spus despre tine, dar e ok atât, e mișto. Eu tot timpul mă certam și mă amuzam că mă cer cu ea. Chiar înainte cu două zile să iasă m-am certat sincer, intenționat, ca să deranjez echipa, pentru că eu aveam un plan, să iasă Simia, nu mă deranja foarte tare. Și atunci mulți nu au prea fost de acord cu lucrul ăsta. Dar dimineața după ce m-am certat eu aproape două zile cu ea, s-au hotărât toți, pentru că... Au înțeles că am scos în evidență comportamentul ei. Dar poți să... spune că ești mincinos, să știi că o ține... Uite mesaj. Ești mincinos. Dar spune-ne, care e minciuna? Dar nu înțeleg să argumenteze ceva. Uite, poți să-i zic așa, dacă și-aduce bine aminte, dacă tot sunt mincinos, să mint până la capăt. Așa. Și să-și aduc aminte, când veneam tot de la toaletă, de la toaleta Barăcii, cu ea, pe lângă veranda Barăcii și mi-a zis că Iulian... am făcut baie, sunt cea mai curată fată de aici. Sunt cea mai curată ca niciodată, așa a zis. De aici nu o să vă mai zic, o să mai las pe ea să văd dacă păi ce, mai, ce a spus mai departe? A mai zis ceva sau n-a mai zis? Mi-a mai bătut un apropo. Deci nu ți-a zis pe ocolite, nu ți-a zis direct. Mai pe ocolite direct. Și am zis că după mi-am adus aminte că mi-a zis mama că Simia avea o treabă cu tine, a zis să o contactez când ajunge acasă sau că aveți ceva de împărțit. Nu știu cum a zis. Adică o treabă intimă. Ea așa credea. Ah. Și eu acolo, după aia mi-am dat seama că eu i-am dat de înțeles, măi, Simia, lasă că avem timp și după exatlon, e ok, nu îți face griji, e exatlon, mă concentrez pe aceea. Dar a dat o fă, nu, eu nu pot să reproduc cum a zis-o, dar... Cam ăsta e... Dar nu ți-a plăcut niciun pic de Simia, nu... așa ca femeie. Nu, n-am ce treabă cu ea, e o fată, nu pot să zic o fată mișto, că m-aș minți, dar e ok, adică cât am putut să o tolerez, am tolerat-o. Mi se pare că e sincer, uite, vezi, n-a încercat nicio diplomație. Păi da, deci încerc să fiu formal și să fiu diplomat în ceea ce spun, că asta înseamnă să împachetez prea mult. Exact. Nu vorbesc așa în viața de zi cu zi, adică... Nu, că nu știi de ce. Simte-te relaxat. Aici nu există, nu sunt testimoniale. Pur și simplu se vorbește liber. Încercăm să luăm și părerile oamenilor. Uite, Ramona Rusu se zice că pe final ai fost prea sincer și asta te-a costat. Ești chiar simpatic. Mai trebuie să crești. Da, într-adevăr, chiar am simțit lucrul ăsta. Și de multe ori mi s-a demonstrat că pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Dacă ești prea bun, ești luat de fraier. Și... când sunt, eu stau problema asta, sunt prea naiv. Adică când cunosc un om, nu stau să-l analizez prea bine. Deci acum n-am mai zis că mințeam. Este un mesaj din partea Simii, da? Spune, citește tu. Glumeam, măi copilă. Nu mai știu, nu-i mai țin minte tonul ei, că l-aș fi reprodus pe tonul ei. Da, că tu erai foarte bun la imitat, da. Chiar și pe Vancea atunci. Ai cu Bendeac, da. Cu Bendeac, da. Cum i-ai zis așa? Te iubesc viața mea. Bun. Și atunci ai rămas așa. Da, pe Simia noi. Da, pe Simia noi. Nu, da, de data asta n-a zis, deci ca să ne înțelegem, că n-a zis că am mințit. Adică a zis glumeam, adică deci a zis-o, a spus-o, da. Doar că glumea. A spus doar că se referea că a glumit, da. Da, era, ea simțeam chestia. Mie foarte ușor să simt când cineva are atracție de mine, pentru că și transmit lucruri. Și eu merg pe ce transmit, aia primesc. Dar simțeam prea mult din partea Simiei. Așa. Îi mai spui o dată în stilul tău așa, ca Ruben, dacă că nu iubești? Stai să vedem. Când o să fii un exemplu, atunci să mă judeci. Așa. Adevărat. Te iubesc, nu te iubesc. Nu, Simi, pe bune, lasă așa. Uite, dacă vrei... Hai să facem un live. Hai să ne vedem și să vorbim față în față. Mi s-ar părea normal, chiar o așteptam. Uite, vă așteptam pe amândoi aici. Da, mi se părea iurea că eu să vorbesc și ca și cum vorbesc cu tine și tu te uiți în jos, așa simt și acum. Vorbesc cu cineva ce nu e aici, știi, e dubios.
Dar mi-ar plăcea foarte mult să văd pe Simeon, zic că, știi, sunt urâtă, dar nu sunt și proastă, nu mai îmi sfida inteligența. Asta era vorba aia pe care o țin minte din totdeauna. Dar ea așa ca și competitoare a fost foarte bună da. În competiție da, și chiar a fost, chiar a fost și, sincer, cum ai simțit în momentul în care a abandonat? Ce ai simțit? M-am bucurat. Cum te-ai bucurat? Sincer m-am bucurat. Pentru că asta am simțit, eu mi-am dorit să plece, pentru că ne destrăma echipa. Asta e adevărat. Deci e exact chestia când ai 10 dinți în gură și unul e cariat. Dacă nu scoți repede dintele ăla, se carează și restul. Așa e. Și eu m-am bucurat, zic, mai aștept. Dar te așteptai? Da, 80% în ziua respectivă mă așteptam. Pentru că a văzut că nu mai are ce să facă cu noi, pentru că ne-am pus foarte tare pe ea și s-a gândit că dacă n-avea ambiția, nu era competitivă, adică să zică, mamă, mă întorc și îi sparg pe ăștia. Eu așa aș fi făcut, luați, da, să vezi ce vă sparg. Eu nu. S-a pus de mână, dar se și vede cum se prefăcea că o doare mâna, că stătea așa după s-a împins și a adus aminte, iar a stat așa, a ieșit. Nu știu, a fost foarte dubios. Dar uite, după ieșirea Simii, ei au mers mult mai bine. Da, mult e adevărat, ei au devenit practic o echipă bine și după ieșirea lui Cătălin și a... Bine, Cătălin e un tip simpatic. Este un tip simpatic, a venit la noi aici în emisiune și a fost foarte drăguț și chiar a vorbit foarte frumos despre tine și despre echipa războinicilor în general. N-am văzut live-urile, o să încerc să mă uit la ele. Eu îmi place de obicei să nu mă las influențat, sunt ușor, că-s naiv, mă las foarte ușor influențat de anumiți factori. Că nu stau să bat capul, adică eu știu ce simt, ce cred și le zic așa cum îmi vin. Că dacă stau să le analizez ce zice ăla, cum e, ce trebuie să fac, nu iubesc. Și am pățit un pic și la Fan Arena seara. Da. Hai să mai revenim puțin și să mai discutăm puțin despre sistemul din finală. Uite, mă gândesc, ar fi fost o variantă. Cu toate că Alin, într-adevăr, a fost dezavantajat în situația asta. Ar fi fost o altă variantă, ca la start, să plece amândoi odată, dar la sfârșit să tragă linie și să fie la fel cum a fost până acum. N-ar fi pus Alin o presiune mai mare pe Betty? Nu știu, Zău. Eu cred că da. E mult mai greu când particip cu cineva pe traseu. Adică eu, din momentul în care am început să intru la medalii, cu cineva pe traseu, am avut o problemă. 2-3 medalii nu le mai puteam lua. Nu luam în serios tot ce se întâmpla acolo. Adică mi-era și teamă, dar o luam și ha-ha-ha că merg cu Alin sau cu Mirel sau când e singur e total altă treabă. Da. Dar eu am zis, existau, eu le-am zis și atunci. Băi, ok, nu-i corect. Nu e bine ce s-a întâmplat. Pentru că nici mie nu mi-ar fi convenit. Nu știu cum aș fi reacționat. Poate existau niște soluții pe care eu le-aș fi acceptat sau nu. Acum depinde. Ideea e că m-am gândit, de ce nu se zice stop și îți dăm drumul la vot. Dar era prea complicat să faci lucrul ăsta. E o procedură foarte complicată. Sau a doua variantă era aceea de a se bate cu timpul lor. Altă soluție, eu nu știu ce ar fi putut face în situația de față. Și să se refacă tot jocul nu. Noi știm foarte bine că nu Canal D face regulile concursului. Da. Regulile concursului sunt făcute de organizatorii, producătorii acelui concurs, acelui show TV. Ei pot schimba regulile oricând, eu am tot zis-o în fiecare zi. Exatlon ne surprinde și mă surprinde de fiecare dată, pentru că mă așteptam la un regulament, bam, și se schimba. Zic, păi, dar nu așa era normal? Păi, dar stai că noi facem regulile, ești la mine acasă, adică... Cu siguranță... De aceea nici noi, săptămâna trecută, n-am avut ce să explicăm foarte multe pe marginea semifinalelor, finalelor, pentru că totul se făcea acolo, iar casetele aici cu siguranță, veneau foarte târziu. Cu siguranță regulamentul finalei s-au pus de acord să-l adopte cu mult timp înainte. Eu mă gândesc că ar fi fost posibil ca și semifinala să fie mixtă. Adică să nu joace Iulian cu Alin și Betty cu Corina. Ar fi putut fi mixtă ca să-i pregătească cumva și pentru finală, pentru ce urmează. Da, pentru că nu avem logică, sincer. Acum nu avem... Pe cine să... nu putem să-l tragem la răspundere pe Iulian pentru ce s-a întâmplat în finală. De fapt. Nu avem... Doar putem să empatizăm cu nedreptatea care i s-a făcut lui Alin. Nu avem în momentul ăsta ce să schimbăm. Este posibil ca organizatorii să nu fi luat în calcul faptul că matematic secundele lui Alin cântăreau mult mai greu decât secundele lui Betty. E posibil să fi omis asta și din cauza asta să se facă greșeala. Da, acum ca să încheiem discuția asta... Cu finala? Da, ca să încheiem discuția cu finala. Nedreptatea a fost. Da? Da. Clar, toată lumea a spus. Deci era, nu știu, mie mi-era foarte greu
Dar de asta vreau să le explic și oamenilor, de-aia am și ținut cu Betty. Chiar dacă ar fi trebuit să țin cu Alin, dar deja faptul era consumat, nu puteai să mai schimbi nimic. Iar Betty, dacă era influențată, da, să tot vină cineva la tine, băi, abandonează, băi, hai să facem ceva, hai să facem ceva, ea pierdea. Da, și atunci eu m-am dus la ea și am zis, măi, e o șansă pe mănușă, de ce îți dai cu piciorul în ea? E un joc, am vorbit de noroc, de ghinion în jocul ăsta, e șansa ta. Profită de în ea, momentul ăla, Alin, sigur s-a văzut că s-a izolat. Da? Și sunt sigur că v-a spus, v-a transmis ca să nu veniți peste da, el. Clar, da, pentru că a simțit și el îndreptatea. Uite, oamenii de acasă au înțeles din nou altceva greșit. Faptul că noi nu l-am susținut. Că voi nu da, faptul că voi nu l-ați susținut pe Alin. Din nou, oamenii de acasă au înțeles greșit faptul ăsta. Și au început să comenteze cum că toată echipa i-a întors spatele lui Alin și au ținut toți cu Betty. Dar Alin a spus, el v-a transmis vouă, da, că vrea să stea izolat, da, să nu veniți peste vrea el. Să fie singur, să se concentreze, pentru că a trecut printr-o perioadă foarte grea și vrea să rămână el acolo conectat cu ceea ce a găsit în zilele alea 5 în care a stat terminat psihic, să zic așa, pentru că nu e ușor să crezi că nu mai e nicio șansă. Și e greu, adică am încercat să empatizez, dar ți-am zis, în jocul ăsta, fiind și eu, nu e Eurosport, adică nu e exact ce am trăit eu ca sportiv și cu toate că și în sportul pe care l-am practicat eu erau situații de genul ăsta. Nu puteam să mă duc la el și să-l mângâi pe picior sau să stau cu el, pentru că mi-era frică. Făceam lucrul ăsta, era ușor interpretabil de restul. A, că te duci cu el, că te bucuri că oricum s-a accidentat și vrei să dai bine în fața camerei. A, nu te duci, te bucuri. Nici nu știam cum trebuie să procedezi și în final la fel. Când, înainte să aflu sistemul, am simțit chestia aia că bă, eu am pierdut. Invidia funcțională de care vorbeam. Ce, orice sportiv o are, deci e imposibil să nu o aibă. Și mă gândeam, zic, m-am pierdut. Ce fac acum? Păi nu am ce să mai fac. Zic, acum e între Alin și Betty. Zic, bă, o susțin pe Betty. Pentru că simțisem chestia la Alin că deja avea flacăra aia în el de învingător. Normal, și eu aș fi simțit același lucru. În momentul în care elimini un adversar, și gata, am câștigat. Pentru că eu n-am simțit chestia asta cât timp Alin a fost accidentat. El era accidentat și mie că mi-era frică. Lucru ce s-a și văzut. Că dacă nu mi-ar fi fost frică, l-aș fi bătut. Că practic, când eu am fost eliminat, mai mult sau mai puțin, nu vreau să iau din merită lui Alin, pentru că m-a bătut clar și m-a bătut rău de tot, dar m-am bătut singur. Pentru că cu o seară înainte, din punct de vedere mental, eram praf. Ei pot confirma, toți colegii. Dar de ce ai ajuns în situația asta? Dar și el a spus, stresat. Și Alin a spus o groace. Da, ai mai trecut printr-un concurs. Mental, de ce n-ai reușit să managerezi situația asta? Bună întrebare. N-am. Nu știu, simțeam că bă, până aici mi-e drumul. Am simțit lucrul ăsta și eu încercam să mă mint și zic, hai că totuși sunt eu paranoia, o să fie bine, o să fie bine. Și când am văzut și finalul, ce final am, zic, gata, aici am pierdut, că nu mă descurcam deloc. Dacă vă aduceți aminte, de foarte multe ori la jocul de medalie, sau nu, am avut un joc de medalie unde m-a bătut Mirel, n-am ajuns nici în semifinală. Tot pe cuburi, tot cu saici de nisip. Da. Că n-am, eu n-am aruncare asta, eu mă aruncare din asta. Și n-ai încercat să te antrenezi de la începutul competiției? Ba da, m-am antrenat. Și ideea e că și în dimineața aia m-am antrenat. Și începusem cu vreo lună înainte să mă antrenez doar pe țintă. Doar că pe săculeți n-am prea pus accent, doar pe țintă. Țintă aveam, dar în momentul în care săculeții erau grei și eu m-am antrenat la o țintă mult mai înaltă, toate le dădeam sus și aiurea. Adică nu dădeam la bază, dădeam sus. Și atunci, după ce am pierdut și am văzut, am simțit agitația și așa mai departe, zic, bă, nu, o susțin pe Betty pentru că e neajutorată. Adică eu așa am văzut, zic, bă, n-are nicio șansă, dar măcar o susțin pe ea să vedem ce iese. Eu aveam încredere că se poate. Dar după ce am aflat sistemul, a fost cam greu. Pentru că le-am zis, bă, câștigă Betty. Clar câștigă Betty. N-ai cum, oricât de rapid. Eu am zis, da, era imposibil. Era imposibil. Singura șansă pe traseul ăla, suspendat, era ca Betty să dea mediocru și Alin să vină perfect. Și atunci era acolo, la câteva secunde. Că s-a văzut Alin când a bătut-o, a bătut-o că a dat slab la finalul ăla. Bun. Dar ideea e că Betty, în ultimele două săptămâni, a intrat într-o bulă fabuloasă, adică a mers, a fost foarte bună. Da, deci s-a prins perfect momentul potrivit, la locul potrivit, șansa aici a fost. Au fost. Știi ce oarecum? S-a întâmplat? Scuză-mă că te întrerup. Mie mi s-a părut așa, Betty era genul acela de un muncitor, da, care aduna puncte ca furnicuța aceea, care nu iese în evidență. N-a fost carismatică, poate
Alin a plăcut foarte mult publicului și cred că și aici se face diferența. Faptul că era un tip muncitor, exact ca și Betty, dar da. Se vedea, nu știu, da, se vedea că e rigurozitatea aia germană, așa, un om foarte serios, care place publicului și mie. De multe ori am zis, domne, eu când mă uit la Alin, am senzația că e Superman, că niciodată nu o să piardă pe traseu. Deși aveam, așa cum spuneam, mă țineam cu faimoșii și mă gândeam că o să elimine pe toți și o să-i trimite acasă, ceea ce s-a și întâmplat. Atât tu, cât și Alin. Acum, urma să mă iau de tine. Că toată lumea spune că Alina a creat echipa și că Alina a făcut tot. Nu, asta și tocmai la final am spus că atât Alin cât și tu, dar și întreaga echipă până la urmă ați dus până în fazele finale. Ați în nenumărate rânduri a zis că vrem să eliminăm pe faimoși ca să rămână echipa noastră. Dacă ați avut strategia asta și ați reușit să puneți la punct, nu v-ați gândit, adică, băi, dacă tot am luptat pentru asta, să împărțim premiul? Eu tot timpul m-am gândit la asta. Ei pot confirma. Da, ați avut discuții? Eu am avut discuții, le-am zis ce vreau să fac cu banii și cum eu am, de la emisiunea cealaltă, am zis, bă, n-am câștigat emisiunea asta, dacă o câștig pe asta, cu impozite, cu toate nebunile și așa mai departe, rămânea o sumă mică de bani pentru mine și restul îi împărțeam. La modul în care nu voiam să dau bani. Foarte rar să dau cuiva niște bani. Dar, de exemplu, uite, îi promisesem Corinei că iau un Fiat 500. Pentru că ea își dorea mașina respectivă. Dacă știi că îți iau un Fiat 500. De Betty, înainte, cu foarte mult timp, am zis... Vezi ce spui? Pentru că te aude Simia, că îi cumperi mașină. I-ai fi auzi, cumpărat Simi. Mașină. Ce mașină ai fi cumpărat Simie? Mașină de tuns. Știi ce? Iarba? Iarba, da. da, aș fi făcut... Ce ai mai fi? Ai zis că lui Betty ce ai fi luat? M-aș fi ocupat de un lucru frumos pe care el dorea la nunta ei, pe partea de show. Ce a zis că eu sunt pe partea de show și atunci cu... Ce ai fi pregătit? Aș fi pregătit un show frumos, adică tot ce înseamnă de la barman, flair, dansuri... Mă gândeam că te bași tu să faci niște dansuri. Îți dai seama că trebuia să intru și eu cu... Eu să el tigre, adică... Îți dai seama, te-ai fi dus și tu să faci coreografie. Normal, dar să știi că îmi place să dansez, am uitat să zic asta. Ce știi să dansezi? Orice. Eu mă modelez foarte repede. Da. Lui Alin ce ai fi luat? Nu știu, că n-am discutat despre chestia asta, discutam doar cu cei deschiși. Adică și Corina și Betty ar fi fost deschise să... Da, eu pun pariu că dacă aș fi ajuns cu Betty în finală, că am și vorbit chestia asta cu ea mai demult, dacă aș fi ajuns cu Betty în finală, am fi împărțit bani. Deci cu siguranță am fi împărțit bani. Și chiar dacă aș fi avut eu 100% siguranța că voi câștiga, i-aș fi zis, mai să facem, uite, într-un fel. Îți dau 30% sau 40%. Și iau eu restul. Ar fi fost o chestie ok în care ofereai show-ului ce are nevoie, adică făceai spectacol. Că de foarte multe ori pe traseu eu nu ce-am concentrat să aduc neapărat puncte. Munceam să fac spectacol, îmi plăcea să fac front flip, îmi plăcea să sar, să urlu, să țip, să intru spectaculos în apă sau... Pentru că asta țineau oamenii acolo. Eu mă gândeam, mie mi-ar plăcea să văd un tembel făcând lucrurile astea. Și chiar asta încercam să empatizez cu mine, știi, de acasă. A, să înțeleg că Alin nu marșa la lucrurile astea de show. Nu, sau, el a fost foarte concentrat să câștige trofeul. Bineînțeles, trebuie să se știe de acasă ce... Nu, el era, nu a fost genul de persoană să fie tot timpul în față, cu spectacol, cu show-ul, cu ceva, că mă mai muțăresc, cu circul și așa. El își dorea foarte mult, am venit la Exatlon, m-am pregătit foarte mult pentru asta, că și s-a pregătit îngrozitor de mult din punct de vedere fizic, psihic. Văzut, a avut totul pregătit, nu știu exact ce alte pregătiri a mai avut el înainte, gen dacă a avut strategie sau dacă a avut ceva periodic, să zic așa, un plan al competiției pe 4 luni, cum trebuie să fiu, ce trebuie să fac, unde trebuie să reduc din... Na, cum își fac sportivii, dar în schimb el și-a dorit foarte mult să câștige. La, ți-am zis, el a avut a interpretat greșit Exatlon. A crezut că vine la Eurosport. Da, el a crezut și nu numai el, mi-a zis mult, și el. Cred că se duc eu la o competiție sportivă, dar până la urmă e un show, așa. Dacă vrei să zic sincer, 30% e sport. Dacă stau bine și mă gândesc, într-o zi mergi 4 minute pe traseu, adunat. 5 minute pe traseu. Cât faceați pauză între probe? Între probe... Pe traseu, adică intrați de 2 ori sau de 3 ori, cam... Pauza între? Pauza... 10 minute. De 10 minute. Și restul ce faceați? Păi restul e show. Restul e
show, la vilă, că voi ați avut noroc, da. Asta numai la vilă. Restul era vorba de jocul social pe care l-aveam noi acolo, în toată perioada competiției. De asta zic, din 24 de ore... Trebuia să faci ceva show. În restul. Pentru că de fapt mergeam doar de alea, hai zicem, 10 minute pe traseu. Apropo de show, s-a vorbit foarte mult aici despre acea acțiune, în ghilimele a voastră, împotriva faimoșilor, când s-au întors ei la baracă și au găsit broasca... Am auzit că s-a dat vina pe mine că am pus eu broasca sau că am omorât broasca. Că ai omorât o broasca? Nu, s-a dat vina pe Ciprian. Sau pe Ciprian. Da. Pe Ciprian. Da. Bine, dacă dădea vina pe mine, adică dacă a dat vina pe Ciprian, el a dat-o pe mine. Eu am zis că broasca era moartă. Nu, chiar era moartă. Și o zic cu toată sinceritatea, într-adevăr, noi aveam, de-am și numit o broscărie, mai țăreau broaște de pe acoperiș, nu știu cum intrau înăuntru. Și, într-adevăr, am prins odată o broască și am băgat-o într-o pungă și am aruncat-o în câmp. Aia nu știu dacă a scăpat broasca sau ce a făcut, dar ideea e că după câteva zile, noi am găsit o broască, dar era turtită, săraca era cadavru, adică nu aveai. Și cum v-a venit ideea să vreau să enervăm, vreau să enervăm, vreau să jocul psihologic. Dezgustăm, deci mamă, bă, ce proști sunt ăștia, bă, uite, bă, știi, antipatia, să le creăm o antipatie, le-am creat și câte celul ăla cu vreau să stăm și noi aici, știi? Nu mai țin nicio parte bine. Da. Le-am scris și welcome home faimoșilor, le-am scris și că ei tot timpul spuneau că noi suntem campionii, nu, noi suntem campionii, voi sunteți. Nu mai știu cum am scris. Oricum, am scris ceva, gen, dacă nu știu dacă am înțeles eu, că am scris campionii, campioni, adică de la pioni. Dar eu m-am ocupat de scris, mie îmi place să mă măzgălesc și eu n-am băgat broasca aia, n-am bătut-o acolo. Nici n-am fost de față când cineva a băgat-o, de aia nu știu exact cum a funcționat. Emoțional, sentimental, știu că e greu să vorbești acum, la sfârșit, despre lucruri de la început. Dacă poți să te întorci puțin în trecut și emoțional. Ce ai simțit în prima zi când ai plecat acolo? Când ai văzut oamenii din echipa ta? Când ai văzut cu cine trebuie să te bați? Când ai fost pe val, că ai avut foarte multe săptămâni în care ai fost numărul 1. Uite, prima dată am fost confuz până am ajuns la Exatlon. Povestea mea până am ajuns la Exatlon a fost destul de complicată, pentru că eu îmi doream să vin la Exatlon, dar nu făceam nimic în privința asta. Mai ales după ce am terminat cu sportul, am zis că acum am terminat cu sport, trebuie să mă distrez, hai să văd acum să-mi încerc norocul oriunde prind ocazia. Dar am început să mă distrez foarte mult înainte de Exatlon și nu știu dacă pot să zic lucrul ăsta de... Nu. Putea să se ducă și la alte emisiuni concurente. Și n-am reușit nici. La una n-am intrat la casting, mi-a fost rău. La una n-am mai avut timp că au plecat mai repede. Și am venit la Canal D. M-am lăsat un număr de telefon pe aici, nu m-a băgat nimeni în seamă. Deci nu m-am pregătit pentru asta. Păi am plecat la mare, când am fost sunat pentru casting, am venit direct din vamă. Corina știe că prima persoană pe care am întâlnit acolo a fost Corina Petruț. Și să vă mai mărturisesc după ceva despre Corina Petruț. Când m-am descălțat, după ce am venit din vamă, de am fost chemat la casting, când aveam nisip. Am primit și amendă că am venit aici. Și nu înțelegem, eram bulversat, a fost totul prea rapid. Vineri, sâmbătă, duminică, luni am plecat, am ajuns acolo. Nu înțelegeam nimic, dar când i-am văzut pe faimoși, când i-am Cosmin și eu nu eram acolo și au venit faimoși, m-am muia, zic, unde am venit? Simțeam, aveam o frică foarte mare. Și mie mi-a fost frică pe tot parcursul competiției. Nu știu cum s-a văzut de acasă. Nu, din contră, s-a văzut că ai fost extrem de relaxat. Da, nu, vă garantez că nu. Din momentul în care am intrat pe trambulina aia, în piscină, a fost groaznic. Deci eu sar, îmi plac platformele, sar la trambulină, fac tot felul de lucruri extreme, dar mi-era foarte frică. Deci aveam o frică și încercam să mă consolez, mă, dacă ei pot, clar pot și eu. Adică nu, dau două mâini, două picioare, pot și eu. Dar am avut frică tot timpul. Și o frică din aia de nu puteam să respir. De mă înfundam, așa nu știu cum să zic, mă sufocam, picioarele nu mă mai ascultau și de fiecare dată o simțeam. Mă rugam când ajungeam la start și că vin dronele și așa mai departe, zgomotul ăla, mamă, începeam să tremur, eu, dacă se vede și poziția mea la start, era cea de genul așa. Și mă rugam, mai zic, hai fluieră odată, hai fluieră să plec. Nu mai aveam, e foarte greu, am trecut prin niște emoții care m-ar fi ajutat ca sportiv. Și ajută pe oricine ca sportiv, pentru că poți să te... Bine. Dacă ești emotiv, poți să reușești să urci. Dar în general mi-e frică de orice, și de fete mi-e frică de orice. Poți să zic asta, mă duc să... Și de mașini, și de orice. Uite, acum... Hai să vreau să zic de Corina Petruc. O chestie foarte interesantă. Hai că o să o satisfacem pe Ana Simia, apropo de... De dinainte să mergă
să plecăm la extra trone, am făcut vizita medicală și are probleme cu acelea. Bine, la Exatul am avut și o problemă cu acele, pentru că ne făceau un fund, injecții și eu nu preferam oriunde, dar nu un fund. Și după ce și-a făcut injecție, eu tot râdeam de ea. A avut un orgasm vizual când m-a văzut pentru prima dată Corina, încât a leșinat. Da, a leșinat din cauza injecției. Dar pur și simplu a venit la mine, s-a uitat și a leșinat. Și am prins-o. Da. A leșinat, erau mai mulți de la noi din echipă acolo. Și Ana Odvă și așa mai departe, că ea a declarat după ceva. A leșinat. Și săraca ținea telefonul așa în mână și ca să nu cadă, eu o duceam așa în jos, ca și cum o duceam să o sărut, știi? Băi, și toți se uitau de acolo și uite, după ne-au zis, bă, noi n-am vrut să intervenim, mi-au zis, uite, păi, deja s-au îndrăgostit, dar eu o puneam pe ea jos, ca leșinat. A fost foarte interesant, că tot timpul am văzut de ea. Nu știu cum face, dar oricum intră în toate combinațiile astea amoroase. Apropo de Ana, să știi că sunt foarte multe întrebări de Ana din Mexic. Nu, că se traduce. Să știi că sunt foarte mulți fani care le traduc celor din Mexic. Sunt foarte multe grupuri de exatlon, Mexic, Columbia, ni se explică toate regulile de acolo. Okay. Așa că toată lumea se uită la noi, indiferent că orele sunt. Un fus orar de 7 ore între noi și Mexic, din câte știu eu. Și sunt multe întrebări și nu pot să le evit pentru că mă roagă lumea să te întrebă de relația cu Ana Gonzalez. Ana Urbo și invitata aici ne-a spus prima dată că prima dată tu nici măcar nu ți-ai dat seama de faptul că era în atenția Anei Gonzalez, că echipa războinicilor, ei ți-au spus, băi, vezi că da, se uită da, o fată mai atent la tine. Și atunci tu ai percutat și ai ajuns să faci niște scenarii foarte interesante. Eram foarte stresat. Era foarte stresat pentru joc. Eu am o problemă, trebuie să mărturisesc, mi s-a atrofiat puțin creierul stând acolo și dacă tu pățeai, de exemplu, făceam așa ceva, trecea ziua și mi-era foarte greu să-mi aduc ce am făcut acum două zile, ce traseu am avut sau... Nu ai pățit? Nu, nu, eu aveam, eram altă. Eu am problema asta foarte gravă și tot timpul mă gândesc, ce zi a fost aia, nu mai știu, ce traseu am avut și tot timpul uitam să sincronizez ziua de eliminare cu traseul pe care l-am avut, dar am probleme. Și da, dacă o să uit chestii, poate de aia. Dar nu, când am... Adică poate uiți să nu ne spui totul despre Ana Gonzalez. Păi nu, din momentul din care am realizat eu că... Când ai plăcut totul prima dată? Când ai realizat că îți place de fata din partea cealaltă, de pe banca cealaltă? Cu meciul înaintea celui pe unde am sărutat eu pe ea. Așa, când a câștigat România și i-ați invitat la masă? Nu, cred că e cu un meci înainte, nu mai știu. Cred că din al doilea meci am văzut-o, dar nu știam cum, știi, contractul nu-ți prea permite să faci chestii de astea și atunci așa, mă gândeam, zic, și dacă îmi place de cineva, îmi place degeaba, deci practic n-am nicio șansă. Așa, și atunci n-am prea Alex dat... în primul sezon și n-am făcut nimic. Cu te-ai uitat. El doar s-a uitat. Da, noi am fost mai mult cu uitatul. Da, n-am acționat. Da, ei s-au uitat la fetele din Grecia și atât. N-au acționat, dar cine știe ce se va întâmpla în sezonul viitor? Poate vedeți și mai mult. Dar bine, de ce sezonul viitor? Vrei să mergi în sezonul viitor? Nu, la el. Vreau să spun despre concurenții din sezonul viitor. Mă gândeam că e vreo chestie pe care... Nu, hai, că revenim la Ana. Da, nu mai știu exact detaliile, dar știu exact ce am simțit. Eu nu stau prost pe detalii, adică când vorbesc cu cineva nu prea dau detalii, zic exact ce simt. Și mi-aduc aminte că simțeam că vreau să o sărut și... Opa! Adică vreau să fac chestia aia. Zic, bă, dacă nu o fac, sunt un fraier. De obicei, când vreau să am o problemă cu tine și nu zic ce am pe suflet, după mă duc și am eu o problemă cu mine, că de ce n-am făcut chestia aia. Și zic, mamă, deci dacă nu pup acum pe Ana, două săptămâni s-a terminat. Zic, nu, trebuie să o fac. Nu o să o fac. Și după am fost și un pic îngândit. Hai, mă, că nu se întâmplă nimic, știi? Te încurajează cineva, e altă treabă. Și m-am uitat așa împrejur, am văzut toți cameramanii, reporteri, zic, o fac, gata. Și atunci a fost momentul în care am plecat și zic, nu mai dau înapoi. Că ai făcut-o bine, a fost bine. Păi dar nu așa, dar m-am gândit așa cum să iasă și dacă nu iese și ce se întâmplă, dacă se supără, dacă dau o palmă, cum ar fi fost? Ar fi fost și aia interesantă, că nu știu cum aș fi ieșit din chestia aia, dar aș fi făcut ceva. Și a fost foarte interesant, că am văzut că a fost super receptivă și... Adică la început nu mi-am dat seama, știi? Am zis că asta am simțit, asta fac, că putea să fie doar de show și atât. Așa. Și ea a crezut lucrul ăsta, că a fost doar așa... O mică chestie, doar de show și fiecare cu treaba lui. Dar după ne-am tot văzut, cum ne mai vedeam la concurs, abia așteptam.
Deci când știam că aveam meci internațional, întrebam, dacă nu aveam meci internațional, abia așteptam să o văd, pentru că mi se părea că e, nu avea treabă cu mine, eu nu aveam treabă cu ea, era o chestie naturală, era o chestie pură și atitudinea e așa, nu știu cum îmi zâmbea, cum mă făcea să mă simt bine, știi? Și să merg mai bine pe traseu, că știam că mă urmărește ea, era ceva nou, zic că trebuie să mă dau un pic în spectacol. Dacă ar fi fost o ștafetă la final și tu să fii în echipa României și în echipa Mexicului, cum ai fi bătut-o frunt, da. Ai nu, aș fi bătut echipa, da. Da, nu te-ai fi pentru că am primit câteva scrisori de la noi, am avut, după ce s-a terminat, am avut câteva scrisori. Și într-o scrisoare, poate cândva o să vă și arăt scrisorile. Da, și... aici, la Wow Bizcom Ro. Da. Nu la Fan Arena sau în altă parte sau pe alte Facebook-uri. Bine, avem mai... promisiunea ta. Mă mai gândesc. Bine, hai, promit. Hai. Și într-o scrisoare spunea că îi place foarte mult cum mă concentrez pe traseu și cum îi bat colegii. Adică, da. nu știu exact cum s-a exprimat, la modul în care toată echipa ei nu-și dorește ca eu să câștig, dar ea în sufletul ei își dorește chestia asta. Și îmi dădea foarte mult, mă motiva să fac lucrul ăsta. Mie mi-a plăcut foarte mult. Și după, a fost și chestia în care am câștigat și ne-a... Nu, de fapt, stai. Că noi când am câștigat, am fost cu ea atunci la restaurant. Acolo nu prea am avut. Era momentul potrivit. Era momentul... Nu. Acolo ai fost lipsit de curaj. Da, pentru că am momente din astea când am foarte mult curaj și momente în care sunt atât de, nu știu, mă moale, dar după a fost momentul ăla și momentul ăla, dar acum vorbim foarte mult, nu mai știu exact cum s-a întâmplat, eu nu mă gândesc, eu mă concentrez foarte mult pe ce simt, dar vorbesc cu ea. Vorbesc cu ea în fiecare zi și probabil de aia și dorm în fiecare zi pe la 5-6 dimineața, că da. Stăm și vorbim și așa mai departe, e foarte interesant. Când vine în România? Tu pleci în... Păi nu, planul meu ar fi fost așa, să vină în România în ianuarie, să stea până în februarie, să o învăț să schieze, să ne distrăm în România, să arăt cum sărbătorim noi aici, ce tradiții avem. E foarte interesant, ea n-a avut niciodată zăpadă. Și mi-ar plăcea foarte mult lucrul ăsta și după să merg eu din martie la ea, după ce se termină sezonul de schi la noi, să merg în martie la, să văd să fac surf, să vizitez pe acolo, nu fac eu nebunii. Ai planuri frumoase, bravo, da, bravo. Dar... Să vedem acum cum să-i conving părinții să o lasă să vină în România. Că planul ar fi fost, adică normal ar fi fost să mă duc eu la ea, să mă cunoască ei, să prindă încredere. Dar tu vrei o relație serioasă cu ea? Acum, păi, bine, ea nu înțelege limba română. Sau e ceva nici eu nu înțeleg. Pe care o să se consume și... Nu știu, eu am zis-o și în concurs, nu pot să dau cu părerea de dinainte. Ideea e că ce simt acum e mișto, îmi place. N-am mai simțit de foarte mult timp. Și cu toate că am avut o relație de 6 ani, dar n-am mai simțit de foarte mult timp chestia asta și nu-mi doream să o simt. Eu am zis, eu până la 25-26 de ani vreau să fiu un bezmetic, un haiduc. Și uite că de obicei ți se dă atunci, ți se pică cu tronc când te aștepți mai puțin și să vedem ce se întâmplă. Vreau să o cunosc, adică chiar vreau să stau cu ea așa, dar mie mișto, îmi place de ea și când vorbim mă conectez foarte bine cu ea. Da, uite, e foarte interesant, deși îți aduce aminte de o declarație pe care Sila și a făcut-o aici la noi în emisiune și el, Ciprian, îl cunoaște foarte bine. Mi-aduc aminte. Da? Mi-a zis că o să-mi treacă repede și că... Nu a zis că o să-ți treacă repede, a zis că tu ești pasionat așa de geografie și de călătorii și îți place să te duci în mai multe țări. La mai multe frumuseți de pe acolo. Adică nu o să te accesezi doar pe Mexic. Da, nu pot să... Colegul tău. E, colegul meu, da, nu pot să... Treci în Brazilia. În Brazilia, din Dominicană, nimic. Nu. Doar a stat cinci acolo. Îmi place. Unde? Am stat închis. Închis? Nu știu, dar ce, nu era o cameristă, ceva... De unde cameriste Cornelia? Dacă era, îți spuneam eu. Nu știu, băi, nu exista. Dacă nu, era, dar... îți spuneam eu de la început, dar nu era. Să știi că și Alex a fost la fel de sincer la interviuri și a povestit mai multe lucruri. Că aveau și ei poveștile lor acolo. La ce fel de lucruri ai povestit? Ca să știu dacă pot povesti mai mult. Nu, el a povestit despre doar că se uita. Atât. Dacă erau și alți Cornelia, nu. Cornelia m-a tras de limbă. Dacă mă uitam la fete cu alți ochi în timpul concursului. Și zice, da, normal că mă uitam cu alți ochi. Adică, da. E normal. Stau acolo pe... Păi nu știți că era și o problemă la un dat, că a zis Roxana Vancea că nu le funcționează steagul celor din echipa faimoșilor. Da. Asta se întâmpla la început. Adică dar după ce te acomodezi, spre sfârșit eu nu mai puteam să mai rezist în competiție. Zic, scoateți-mă de aici că nu mai pot. Da. La sfârșit e crunt cu treaba și asta. Și cu toate că ați stat mai mult decât noi. Dar ți-a plăcut vreo fată din echipa faimoșilor?
dincolo de competiție. Adică să-mi placă ca persoană? Ca persoană și cum am, da. Uite, de exemplu, eu am cu Cristina Nedelcu, adică de fiecare dată ne vorbeam, dar niciodată de rău, nu ne-am certat, doar că nu prea puteam să fac asta cu echipa mea, pentru că respectam chestia aia să nu să fim prea prieteni cu ei, că eu eram cu Pulac. Eu de când am văzut pe Pulac, noi eram, ne-am conectat pe Caterin. Cu Pulac? Pulac. Da, așa îi zice, dar n-ați înțeles. Așa am vrut să pun o literă. Da, a zis cu Hashmut. Da. Dar și e okay. Cristi, când a venit aici, a vorbit foarte frumos despre și tine. Și Georgescu, Ana Georgescu, foarte simpatică și da, dar oricum în concurs toți, adică mie mi-au plăcut de toți, Silviu nu prea mi-a plăcut și cu toate că m-am întâlnit cu el de în Goiană. De ce? Nu ți-a plăcut de Silviu? N-a avut chestia aia, știi, de competiție, să bă, adică să nu mă las mă bat căcatul, cu ăștia, da. Adică, bă, și în ultima zi zic, mă, fii atent, te duci la duel, bă, trage-mă de tine, fă tot ce poți, fă acum spectacol, fă, surprinde pe oameni că asta își doresc să nu... Că noi aveam problema asta și tot timpul mă gândeam, zic, bă, oamenilor, noi nu numai câștigăm, dar oamenii se plictisesc să vadă tot că câștigăm, să facă și ăștia ceva. Să facă un show. Dar lasă pentru că a făcut și el, s-a certat cu Gianni. Da. A creat o contradicție. Da, a făcut, dar nu... Te așteptai la așa ceva, mai ales că el, uite, nu prea sincer, era da. Dur pe traseu. Sincer, da, că vorbeam cu el, îi adresam întrebarea, îmi răspundea cu alt, am întrebat ceva, plecat la... Adică era... Eu îți pierzi răbdarea. Deci, Cornelia, pe tine o să te întreb, că tu ești moderatoare principală, eu nu mai pot, trebuie să iau o mică pauză. Tu poți să pleci din emisiune, vrei să ieși din emisiune, lăsăm, nu știm dacă se duce în, pe undeva, o să rămân... Poți să mă uite? Eu uitam. Da, sunt foarte multe persoane care ne scriu, eu îmi cer scuze că de data asta nu am citit numele celor care ne-au pus întrebări, dar am încercat să mă uit la întrebările pe care mi le-ați adresat și să fac o medie și să îl întreb tot ce păi scrie ce, aici. De orice, de chiar îmi doresc deci, să clarificăm, acum e șansa mea și o să profit de momentul ăsta, așa e. Să lămurim niște chestii. Bineînțeles, pentru că... mulți vorbesc despre faptul că acolo în competiție tu și Alin păreați prieteni și așa se vedea și de acasă, da, sincer. Deci erați noi... prieteni sau ați fost da. Doar coechipieri? Nu, am fost, mai mult decât coechipieri. Dar n-am fost nici prieten cum am fost cu Silașii. Nu știu exact să fac o comparație în termeni, în psihologii sau cum să o fac, dar cu echipier am fost, nu știu cu cine să zic că am fost cu echipier. Nu știu, nu pot să fac o comparație, dar știu sigur că ceea ce am avut cu Silașii și cu Pulhag la sfârșit, pentru că eu mă conectez, eu le-am și zis, eu vreau să-mi fac viața ușoară, nu să mă complic. Și cu el am avut, am fost prieten mai mult decât cu echipier, dar n-am avut prietenia aia strânsă. Adică s-a văzut, noi nu dormeam împreună, nu făceam wow lucruri împreună și așa mai departe. El cu cine era prieten? Păi nu... Era prieten cu cineva sau era un tip mai retras? Mai retras, el era mai retras. Adică așa l-am văzut eu, era un tip mai retras cu gândurile lui, dar niciodată nu se dădea la o parte. Adică dacă ne făceam ceva cu grupul, venea și el, dar el era cu ale lui, se concentra, se antrena foarte mult. Era singur ce în fiecare zi se antrena. Alex, o să spun să fii mai aproape de mine, dacă tot te-am lăsat să pleci. Eu n-am treabă, asta oamenii n-au înțeles, că eu n-am nimic personal cu el. Pur și simplu e o competiție, e un show și tot ce s-a întâmplat acolo e doar în Republica Dominicană. N-am nimic personal cu el. Chiar am vorbit și azi am vorbit despre Alina. Despre Alina, ai vorbit cu Alina astăzi? Da, ce ai vorbit cu Alina? Am povestit despre tot ce s-a întâmplat, adică mi-a zis că s-a uitat. A avut el niște comentarii, nu știu dacă ați văzut aia cu Fan Arena dezamăgitor și așa mai departe. Nu o să intru în toate chestia asta. Dar n-am văzut, dar repet, îi spun, dacă astăzi s-a uitat la noi și cred că am atins foarte multe puncte și o să mai vorbim despre el în continuare, eu îl aștept aici, la emisiunea noastră. Știu că Alexia a lansat această invitație. Mi se pare corect, mai ales pentru iubitorii Wow Bispo Uro și pentru iubitorii Exatlon. Pentru că oamenii vor să te vadă și aici, într-o emisiune. Nimeni nu o să îi pună pumnul în gură, repede. Dacă se gândește să vină la noi... Nu există publicitate, deci nu o să-l întrerupă. Poți să... Alin poate e primit în orice... cu orice ocazie, poate să vorbească liber, așa cum au vorbit toți invitații noștri. Nu avem nicio reținere, e invitat să spună, cum a spus și în live-ul lui și la el pe Facebook și pe Instagram, toate lucrurile pe care le-a avut de spus. Acum revenim puțin la... Hai să ne spună ce mai
vorbit astăzi. Da, ce am mai vorbit, dar între timp vreau să vă întreb, eu am dat, am făcut ceva de pe Instagram-ul meu, să atenționez pe cei ce sunt în live. Da, foarte da, bine. Nu, am făcut chestia asta că nu știu. Adică... Nu știm, tot trebuie să te uiți dacă... O să vă povestesc și după o să verific dacă am făcut chestia asta, dacă nu invit să mă... Să mă urmărească. Și eu aș fi curios să-l întreb pe Alin, să-i adresez câteva întrebări. Cum, de altfel, mai am câteva și pentru Iulia. Așa e, nu, păi de ce de-aia ai plecat, ca să fii cu alte întrebări. Încă aici, da? Vorbim, ce ai mai vorbit astăzi? Cine a sunat, tu sau Alin? Eu l-am sunat. Eu nu țin râcă. Eu sunt genul de persoană, mă cer cu tine și după clarific imediat momentul, că n-are rost să stau pe tine supărat, că s-a înțeles, nu știu ce, de unde, că noi ne-am certat sau că noi avem o problemă, nu. Las noi și i-am zis, uite, asta a fost situația și la Fan Arena, m-am simțit încolțit de anumiți factori, asta s-a întâmplat și în concurs, toate lucrurile ce au venit asupra mea din cauza fanilor tăi sau foștilor mei fani sau cum oamenilor ce te susțin pe tine și m-au blamat și au sărit pe mine, m-au băgat la colț și atunci eram pierdut în spațiu, că nu e chiar ușor la 21 de ani să gestionez o problemă din asta, la care nici nu mă așteptam, măcar de o premeditam din competiție, zic, bă, vin acasă, se întâmplă asta, trebuie să acționez așa, trebuie să fac asta și asta. Nu, a venit și am fost luat prin surprindere. Și atunci i-am zis, uite, asta a fost, n-am nimic personal cu tine, am zis exact ce am simțit, n-am zis, o să zic și despre finală, exact ce am simțit, o să zic și despre noi exact ce am simțit, nu o să stau să împachetez și să... Să fiu altfel decât am fost până acum. Exact, să zic, să te vin dar și să te... Dar el nu te-a perceput așa cum te-a văzut și aseară la Fan Arena? Nu. Aseară la Fan Arena a zis că am fost total diferit. Lucru pe care l-a citit și de pe... Adică a făcut așa, cum se zic, o autoanaliza body language-ului. Și a zis, bă, mi s-a părut că e ceva neregulă cu tine. Și chiar eram super nervos, adică aveam o ură. Și clar... Mie încă nu m-am prea uitat la cum am vorbit și ce am vorbit. De obicei îmi place să mă analizez ca să devin mai bun în ceea ce fac. Dar nu m-am uitat pentru că am avut prea multă ură. Și o simt de un... De unde pornește asta? Din cauza situației în care am intrat, involuntar, și nu am control total. Uite, o să spun o chestie. Trebuie să ai foarte mare grijă cu asta, atât tu cât și Alin. Pentru că ura asta, să zicem, s-ar putea să vă macine foarte multe nopți de aici încolo. S-ar putea să nu puteți să dormiți, s-ar putea să vă fie greu să mâncați, s-ar putea deci, să treceți foarte greu. Nu mă hidratez, stau nici măcar nu mă duc la hotel, stăteam în mașină cu muzica pornită, ca să-mi reglez eu căldura și stăteam în mașină și mă uitam pe net și nu știam ce fac. Pentru că nu e neapărat o ură, asta e adevărata invidia de care oamenii vorbesc, pe care eu am avut-o în finală. Nu, aia n-a fost invidie. Aia a fost invidia funcțională de care vorbesc. Acum e o total altă invidie. Invidia combinată cu ură. Că de ce oamenii mă blamează atât de tare? Adică de păi ce... hai să ne uităm unde. După de unde ai să... Hai să... Primesc o grămadă de amenințări, mesaje pe contul meu, pe mesaje private și așa mai departe. Mesaje îngrozitoare, adică la modul în care mă amenință, că mă prind, că îmi fac nu știu ce, că mă înjosesc, că... Da, mesaje răutăcioase pe care nu le înțeleg de ce. Adică e frustrant pentru mine să știu că am făcut tot ce am putut, am făcut tot ce am simțit 4 luni și când am venit acasă mi-am luat așa. Vreau să le mai spun ceva cititorilor noștri, ascultătorilor noștri. E de ce i-am atras atenția și lui și l-am avertizat, de ce vreau să vorbesc și asta cu dumneavoastră, pentru că un subiect foarte mic, dacă stăm și îi acordăm atenție foarte mare și începem să dezvoltăm și să dăm în oameni să-i lovim, practic ne îndepărtăm de la esența discuției. Exact. Și putem să îi rănim fără să vrem, fără să aibă nicio legătură de unde a pornit conflictul sau ce s-a întâmplat cu oamenii, cu situația în care suntem acum. Deci e foarte important să înțelegeți și să empatizați în bine cu ei. Iulian trebuie susținut, apreciat pentru ce a făcut în concurs, la fel și Alin. Și a fost foarte bun în concurs. Da, amândoi au fost extraordinari de buni. Eu stăteam și mă uitam acasă, ca și concurent din sezonul 1 și mă gândeam, băi, deci oamenii ăștia, în momentul ăsta, sunt mult mai buni decât mine. Nu știu dacă mult mai bun decât mine de cum aș fi fost atunci în concurs, dar atunci, în momentul ăla, că eu eram ieșit de mult timp, am zis, băi, în momentul ăsta de față, oamenii sunt mult mai buni decât mine. Dacă eu în momentul ăsta mă duc pe traseu cu ei, e sigur o să mă bată.
Bun, dar ce e cel mai important este să înțelegeți că dacă îi acordăm cât mai multă atenție unui subiect destructiv, o să îi macine pe ei. Corect. Și ei n-o să aibă liniște. N-o să aibă liniște și o să... N-o să le vedeți bunătatea și lumina de care trebuie să vă bucurați. N-o să vă bucurați de Iulian pe care l-ați văzut tot timpul în concurs, venind tot timpul cu chestii noi, inovative, fiind foarte creativ. N-o să vă bucurați de bunătatea lui Alin, care Alin, după episodul ăsta, cu siguranță o să se închidă. Și noi nu vrem să vedem asta, noi vrem să avem oamenii aproape. Noi vrem să creștem, noi vrem să prin creativitatea noastră să creștem și să dezvoltăm lucrurile astea norocoși fiindcă ni s-au întâmplat. Știi ce mai cred eu? În competiție, ei doi au fost foarte buni, Alin și Iulian. Au fost foarte buni și toată lumea vedea această echipă a războinicilor foarte puternică prin ei doi. Practic erau doi concurenți valoroși, dar mulți ajungeau la faza finală și spuneau, oare, nu se știau atunci regulile, când vor ajunge ei doi în finală, ce se va întâmpla? Se va duce prietenia și cred că acesta este momentul care a dus aceste probleme și... Toți aveau impresia că nimeni nu se gândea la sistemul ăsta, o fată să ajungă și un băiat. Adică ne gândeam că o să ajungem noi doi. Și cam așa se și întâmpla. Toată lumea și eu. Și în momentul în care ajungeam noi doi, eram genul de persoană care aș fi vrut să împart banii și să fac spectacol. Asta am zis. Doar că în momentul în care eu eram înainte de finală cu el, n-aveai ce să faci. Adică chiar a trezit chestia, doar că la un moment dat nici nu mai puteam să trag. Când simțeam că mă bate atât de tare, nu mai. Nu știu cum să explic, că intru în altele, dar... L-ai văzut mai bun decât tine? Da, da. Adică, în momentul respectiv, a trebuit să mă resemnesc cu ideea că e mai bun decât mine. Deci ziua aia n-a fost ziua mea. Eu tot timpul am avut încredere în mine că-s bun și că reușesc și că pot, dar în momentul în care am ajuns... La început toată lumea te vedea pe tine câștigător. Da, dar... eu chiar l-am văzut. Aparențele înșală și de-aia vreau să le explic oamenilor că întotdeauna e bine să înțelegem motivul acțiunii. Pentru că de foarte multe ori eu am văzut mentalitatea asta la noi în România, de fapt. Și nu vreau să se supere nimeni că zic asta, dar uite un exemplu pe care l-am văzut de foarte multe ori când te duci să cumperi o mașină. Oamenilor le place să fii mințit. Adică eu dacă îmi vând mașina și vreau să fiu sincer cu ce probleme are mașina mea, nu o cumpără niciodată. Nu o cumpără nimeni. Dacă spui că e grozavă... Deci dacă îi zic că bă, mașina are 100.000 de kilometri, dați înapoi, că așa m-am gândit eu, că arată mișto în bord, păi nu mai, gata. Dar dacă zic, nu, e perfectă, e mașina luată de la bunica, e fabuloasă. Gata, am cumpărat-o. Deci asta am impresia că eu am făcut și am zis ce am simțit. Și oamenii nu au prea apreciat lucrul ăsta în ultima parte a concursului. Și nu înțeleg de ce, pentru că ăsta sunt mai mult de atât nu pot. Știi de ce? Poate că, uite, ai zis că te uiți la fanii tăi de pe Instagram, dacă sunt acolo. Te lăsăm să te uiți. Și între timp vreau să zic o chestie, că o să uit. Așa, mă chinui de la început să zic. Nu știu dacă vă aduceți voi aminte când m-am bucurat eu îngrozitor de mult că Alina a pierdut 1000 de dolari. Da, exact. Nu, n-am văzut. M-am exteriorizat în ultimul hal. Și atunci oamenii au sărit în capul meu că de ce m-am bucurat de răul lui și că n-a câștigat el și că am reacționat foarte urât. Dar și acolo sunt niște lucruri pe care oamenii n-au înțeles de ce am făcut chestia aia. Uite, de exemplu, eu trebuia să o bat pe Madalina Linguraru ca să ajung în finală la minigame-ul respectiv cu Alin și să ne batem noi doi pentru 1000 de dolari. Dar eu n-am fost capabil să o bat pe Madalina. Am vrut să o bat, dar eu am încercat să demoralizez pe ea, m-am demoralizat pe mine, am pierdut. Și a rămas Madalina cu el în finală. Dar eu în momentul în care am pierdut, am început să mă exteriorizez, să țip, să mă oftic, că îmi plăcea să fac chestia asta, să arăt ce simt la final. Și Alin mi-a zis, hai mă, de ce te oftici așa, las-o, pui mai de treabă, că n-ai pierdut nimic, că nu știu de ce ești așa disperat. Și zic, cum mă, păi am pierdut 1000 de dolari în 10 minute, adică nu faci nicăieri 1000 de dolari în 10 minute. Și după mi-a zis, bine, i-am zis, tu cum ai fi reacționat dacă ai fi fost în locul meu, că el era deja în finală, știi? Și au, păi oricum nu sunt atât de disperat după bani ca și tine. Zic, a, da, n-o să pierzi. Nu o să pierzi, cum așa îi făceam, îmi doream chestia pentru că mi-a zis că nu-i disperat după bani și zic, a, nu-ți dorești bani, nu o să pierzi, lasă-i pe alții să câștige. Și ăla a fost motivul acțiunii, de ce eu am început să urlu și aia, pentru că am simțit chestia, am zis, hai bine, să pierzi, de-aia am zis-o pe față, n-a fost nimic, doar că acasă s-a văzut ca și cum n-am mai putut eu să mă controlez și am făcut-o pe la spatele lui și... Da, de fapt ai făcut-o prima. De-aia am spus eu la începutul emisiunii că este răspunsul extratronului, pentru că avem niște un fel de a se exterioriza. Da, modul prin care o faci și ce transmite e o chestie constructivă, adică nu e invidia aia, nu, e o chestie pur și simplu
constructivă, empatică. Și felul lui de a fi până la urmă. De ce să ne transformăm în a fi alții? Într-adevăr. Nu? Adică eu nu pot să fiu Alex Nedelcu, de exemplu, și nici el nu poate să fie atât de firesc și simpatic. Bine, deci eu nu fiu, pot să fiu la fel de frumoasă ca ea, dar nu pot, dar nici el nu poate să, să fie exact firea mea. Să știți că noi ne completăm ele uneori așa mai visător, eu întotdeauna sunt cu picioarele pe pământ, așa și ei doi în competiție, și Alin cu Iulian. Unul era așa un copil mai răsfățat, de ban gata, cum scriu aici tot. Nu, ești chiar un copil nu. De ban gata, pentru că mulți scriu. Mulți au impresia asta că sunt super arogant și că sunt un copil de ban gata și da, că da, și vrei să scadă toate fetele da, la picioare. Nu, eronat, greșit. Eu din de la 10-11 ani, de când am început sportul de performanță, mi-aduc aminte că prima dată, nu mai știu exact dacă la 11 sau la 12, am început să primesc prima indemnizație de vreo 2-3-400 de lei. Erau foarte mulți bani atunci. După am început să primesc 1000, după 2000 și tot așa am început să cresc. Și la 15-16 ani câștigam foarte mulți bani din sportul pe care îl făceam. Și mi-aduc aminte că de la vreo 13 ani, 12 ani, ai mei nu m-au mai întreținut. Am avut momente de, hai zic, o lună, două, în care n-aveam bani și mă ajutau ei, sau mi se strica mașina și mă ajutau ei și după le dădeam înapoi să-i ajutam eu, dar nu, am fost tot timpul, consider că 80% din timpul, de la 10 ani până acum, 80% am fost independent. Și lucru pentru care am chinuit foarte mult și înainte de Exatlon, am avut foarte mult mari probleme după ce am terminat cu sportul. Pentru că aveam foarte multe oportunități ca sportiv. Aveam convenție cu cei de la Dinamo, puteam să devin polițist cumva. Aveam indemnizații. Puteai ce te-ai fi potrivit, adică a fi pe aceeași linie cu Alin, lui i s-a propus să fie imaginea poliției în da, Germania. Da, m-a auzit da. Asta. Și înainte să merg la Exatlon am avut chestia asta, pentru că nu mai aveam ce să fac cu viața mea și toți mi-au zis, bă, trebuie să faci ceva. Și mi-aduc aminte că am plecat în București, nu, adică am venit în București, că aici aveam mai multe oportunități și nu știam ce să fac. Am vrut să mă fac cascador și dormeam pe la fiecare prieten prin București ca să merg la antrenamente. Și acum stai în București? Nu. Nu stau în București, dar stau prietenii mei în București, deci stau în București. Dar eu stau în Râșnov, la părinții mei. Și nu te gândești de mult aici în București? Ba da. Îmi place în București, dar vara. Vara că sunt aproape de mare, e altă agitație, îmi place foarte mult agitația ce asta. Se întâmplă cu sportul pe care este îl practici? Se potrivește cu București o așa agitată. Da, nu? Da. Da. Bineînțeles, pe noi toți aici în București suntem mai cu agitați. Sportul pe care... Păi nu se întâmplă nimic deocamdată. O să le reiei? O să nu, pentru România nu. Niciodată. Pentru că nu se schimbă nimic și n-are rost să mai sacrific timp și să-mi bat joc de mine pentru niște oameni ce nu apreciază. Nu mă refer la oamenii ce mă urmăreau, mă refer la oamenii din sistemul... Din sistemul nostru... Ești un sportiv competitiv. Cum o să te împingă de la spate faptul că n-ai câștigat competiția Exatlon? Nu, nu mă opresc aici. Am zis-o, până nu câștig o competiție, adică nu o competiție. Asta eu am luat-o mai mult ca un show, un reality show. Până nu câștig un reality show, nu mă opresc. Mă duc la orice reality show. Trebuie să câștig unul. Și atunci sunt împlinit. Zic, bă, am făcut tot ce am putut să câștig. Și când am ieșit, am și vorbit cu Betty. Zic, mă, chiar m-am gândit, Dumnezeu mi-a dat exact cât am putut să duc. Și am timp, am 21 de ani. Voi aveți 30-31 de ani. Peste 9 ani voi aveți 40, nu mai puteți face ce pot face eu la 30 de ani. Deci am tot timpul înainte să mă duc și să tot mă afirm și să câștig. Și... Dar îmi place chestia asta, pentru că fiecare experiență e diferită. Deja a doua experiență de genul ăsta. Dacă ar fi câștigat, n-ar mai fi avut motivația aia să meargă la una. Uite, de exemplu, am avut o chestie foarte interesantă. Am pierdut prima emisiune la care am fost eu, da? Și după am zis, nu o să mă opresc aici, o să mă duc și o să încerc să câștig o altă emisiune. Dar în momentul în care m-a bătut Alin și stăteam așa jos, mă gândeam, zic, am pierdut și emisiunea asta. Zic, acum trebuie să iau de la capăt alte 4-5 luni la o nouă emisiune și trebuie să construiesc din nou ce am construit aici ca să câștig. Și era regretul ăla că bă, am ajuns la aici. 99% loading și după eroare. Da, locul acum... 2 și locul 4. Dacă că... sunt cele mai enervante, da. Ești atât de aproape. Dar să nu trecem un pic de Alin și nici de da, telefonul puțin, acela. Să termine ceva. Cu telefonul pe care i-a dat astăzi. Cum s-a terminat discuția? O să vorbim după ce se termină live-ul. Adică, din câte mi-aduc eu aminte, o să vorbim după ce se termină live-ul și eventual în live-ul lui pe care îl va avea într-o oră, probabil, oră, da. Să iau parte la discuție. Uite, te las data, Alex. Acum că îl cunoști foarte bine pe Alin,
cum crezi că va trece el peste momentul ăsta? Prin faptul că a fost într-adevăr nedreptățit sau i s-au pus bețe în roate ca să câștige competiția asta. Că, da, și pe tine te macină ideea asta, că n-ai câștigat. Cum da. Crezi că o să treacă el peste, ținând cont că el a fost în finală și a fost și nedreptățit? Greu. Adică nu cred că e ușor. Să știi că ai fost la foarte... Ai fost la acolo și n-ai reușit și tu ai făcut tot ce ai putut. Adică e un tip răzbunător? Nu. Nu e răzbunător. Din câte îl cunosc eu și am reușit să-l cunosc la Exatlon, nu e un tip răzbunător. Din contră, e un tip foarte bun, adică te ajută să-ți dai tu seama de niște lucruri ale tale interioare. Adică nu ți le zice, nici măcar el nu ți le zice, adică, bă, ești așa. Te-ți dă de înțeles și adică tu are un discurs acela un fel de, pe un care... Adică din cauza, e posibil ca din cauza că unii oameni sau cei de acolo, din staff-ul Exatlon, nu i-au interzis victoria... El să se răzbune într-un mod constructiv, să vină să facă lucruri pentru oameni înapoi, să demonstreze... Nu. Din câte l-am văzut eu și când a zis nu. Eu sunt genul de persoană care las lucrurile, uit și zic hai să mai încerc, hai să mai dau o șansă, hai să demonstrez, hai să fac el nu. Eu cred că el nu vrea să mai aibă de-a face cu așa ceva și... Poate cel puțin pe moment, pentru că lucrurile acestea se schimbă. Nu, din câte știu de la el, a zis că nu vrea, nu mai trofeu pentru el e pierdut, adică nu mai semnifică nimic, nici valoarea competiției, nici valoarea dar trofeului. Dar oamenii l-au iubit, Alin, dacă te uiți la noi, să știi că Că și Cornelia și Cornelia te iubește. Nu este vorba de asta, să știi că tot timpul, dacă ești corect, am spus că țin cu faimoșii, dar mi se pare... foarte bun el în competiție, atât el cât și Iulian, dar eu cred că Alin a câștigat mai mult decât trofeul Exatlon, a câștigat foarte mult fani, foarte multă lume. La fel cum a făcut-o și Iulian. E adevărat. Eu am zis-o chiar din primele... Cred că ăsta e cel mai important lucru după Exatlon. Eu am zis-o în primele două luni că nu de fapt câștigătorul e cel mai câștigat. Nu de fapt câștigătorul e câștigătorul în realitate, pentru că eu am tot timpul urmărit. Haideți să vă zic o chestie foarte interesantă. Eu îi întrebam pe toți, vreau să-mi dau seama la început, să-i cunosc ce fel de oameni sunt, prin întrebarea asta, de ce ați venit la Exatlon? Ce vrei de la Exatlon? Și mulți n-au zis, adică numai Alina a zis că a venit să câștige. Pe altcineva n-a mai auzit să zică că a venit să câștige concursul. Deși toți au când te-ai dus la casting, sigur ți-a pus întrebarea asta. De ce ai venit la Exatlon? Să câștig? Direct. Tu? Da, eu. Așa ai răspuns. Direct, da. Și când am ajuns la Exatlon și am cunoscut pe ei, m-au întrebat de ce. Și am zis să fac 100.000 de followeri, deci în capul meu am avut chestia asta, pentru că era pentru mine foarte important să câștigi oameni. Pentru că dacă ai câștigat oameni, câștigi multe alte lucruri. Îți dă motivație, îți dă încrederea, pentru că uite, de exemplu, când am început să fiu blamat și așa mai departe, nu mai venea să intru pe Instagram. Pentru ce? Intru să fiu un jurat? Adică nu mai are niciun sens. Nu, dar nu o lua așa, pentru că sunt și oameni care te iubesc. Da, într-adevăr. Păi de asta mă mai face încă Instagram să intru și să continui. Uite, Dumitru Oana spune, te ador, Iulian, ești frumos și foc. Uite, măcar pentru ea. Pentru sufletul meu. Da, trebuie să intri. Și pentru cei... și nu numai pentru asta. Sunt oameni care... se identifică cu tine, care se văd exact ca tine și chiar, uite, de exemplu, trebuie să răspund la o întrebare, să răspunzi tu la o întrebare. Mi-a fost pusă de mai multe ori, de mai multe persoane o să iau la întâmplare. Dacă mai ai făcut o afirmație în timpul competiției că ți este scârbă de faimoși. A, nu, acum nu mai nimic. Nu mai dacă mai îți este scârbă de faimoși. Am avut momente care mi erau super antipatici și nu doream să-i mai văd. Perioada aia în care ne certam ca, cum plăcea mie să zic, ca niște chioni și nu înțelegeam de ce, dar nu mai. Adică eu consider că mă înțeleg foarte bine cu, nu foarte bine, că nu mă înțeleg foarte bine cu toți, dar mă înțeleg bine cu 90% din foștii concurenți Exatlon. Chiar și cu Mirel. Chiar și cu Mirel. Care sunt aia zice ce Mirel? Hai să ne spui cu Mirel. Ce ți-a spus la ureche? Nu, a încercat. A încercat, dar n-a apucat. Dacă ar fi apucat. De ce ai avut așa o mișcare de la schi? Nu știu dacă m-am ferit. Cred că când am plecat atunci m-am mușcat. Dar a fost foarte interesant pentru că, sincer, eu mi-o și căutam. Cu bipuri așa poți să spui ce ți-a zis? Că nu, n-am gând să rămân. Bip, 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 bip. Dar, da...
Mi-a plăcut, îmi plăcea, la un moment dat devenise interesant. Da, el s-a schimbat în partea a doua competiție. Da, nu, anume, nu mai era interesant. Deci nu mai era interesant, ți-a plăcut la început, nu? Da, la început îmi plăcea, la momentul în care a început să devină liniștit și venea și îmi spunea tot felul de chestii din alea la start. Eram la traseul la Olimpic, unde săream în apă, unde era foarte mare, și trebuia să ridică în greutate la început și face, măi, Iulică, ridică și tu asta un pic înainte, ca să nu te lovești la spate, cu trec. Zic, ăsta prea binele, eram uimit, știi, zic, de... Și venea, bătea palma cu mine, vorbeam, nu mai. Nu, s-a stricat și el. Da, voiam să le întreb, pentru că chiar l-am văzut acolo pe Ionuț în concurs și de multe ori, am multe amintiri împreună cu el, am multe lucruri pe care le-am făcut împreună cu el și vreau să știu cum l-ați simțit și voi în primul concurs, aici, în sezonul ăsta. Da, în sezonul vostru. E total diferit față de voi, că îți dai seama, n-avea nicio miză. Sunt sigur că el v-a povestit chestii din primul sezon, ne-a povestit din perspectiva lui. Da, ne-a povestit o grămadă de chestii. E un tip agitat, adică ce ați primit voi în sezonul 1, am primit și noi în sezonul 2, adică mă regăseam foarte mult în el, doar că cineva mai agitat decât mine mă făcea, în momentul în care l-am cunoscut pe el, mai agitat decât mine, era Doru, dar Doru se retrăgea foarte repede. În schimb, el era tot timpul agitat. Doru nici nu părea agitat, părea așa liniștit. Asta e o chestie pe care la cameră se vede într-un fel. Nu l-ai văzut ce s-a întâmplat cu Pulhar? Când i-a zis, du-te mă la banca ta! Nu, el chiar nu era, e un tip, Doru era un tip super agitat. Deci e foarte agitat. Doar că așa s-a împachetat. Uite, un lucru împachetat. Că prima parte a emisiunii, Doru era... Toată lumea avea impresia că noi suntem vinovați. Dar nu, el era cel care stătea acolo. Noi tot timpul încercam, mai Doru, să nu, că stau aici, că stau bine, hai, nu, că stau aici. El tot timpul făcea chestia asta. După s-a schimbat dintr-o dată. Dintr-o dată. Am avut o discuție. La Ionuț, la Ionuț. Mă întorc, am avut o discuție cu Doru și... Și a revenit. Tu vorbești de tu zi. Dar Ionuț pe mine m-a ajutat la început. Foarte mult. Când a venit, nu mă apuntă la punct după punct, pentru că simțeam încrederea, îmi dădea tot felul de sfaturi pe care nu m-aș fi gândit niciodată să le aplic. De multe ori mă deranja în, așa să zic, fonic. Știi că îmi zicea, uite, de exemplu, în finală. Când am fost eliminat, am avut o discuție cu el acolo, că îmi tot zice, hai nu renunța, hai că poți, hai nu renunța, hai că tot vieți poți să-l scot. Și zic, mă, dar nu pot. Nu mai îmi spune că pot dacă eu simt că nu pot. E ok, știu că vrei să mă încurajezi, dar gata, simt că nu mai merge, adică nu e pentru mine, nu mă descurc azi. Asta e, trebuie să accept lucrul ăsta, el nu voia să accepte. Da, nu-i plăcea să piardă. Da, nu-i plăcea să piardă și are chestia să te... Dar e un băiat simpatic, adică... În concurs, nu știu cum l-ați văzut voi, că am auzit, n-am citit și am văzut tot felul de chestii din primul sezon, dar în al doilea sezon a fost relaxat, adică reacțiile lui au fost și în tot felul de conflicte, au fost ok și cu noi. De bine, acum avea altă părere. Dar cu noi când avea chef, adică da, nu. Când avea chef, dar când l-a bătut Gianni? S-a ofticat în finală? Ei, s-a ofticat, dar era mort, murea pe interior. Dar... Voi cum ați reacționat atunci? Dar nu era nicio miză, adică eu pentru sincer... Pentru ei era o miză. Sincer, îmi plăcea să-l văd și pe Gianni că pierde, dar și că câștigă, pentru că îmi place cum reacționează. Îți place Gianni? Felul lui de felul, da. E Gianni the King? Nu, nu e Gianni the King. Eu i-am tot zis the real King. Că e o chestie pe care o aveam eu pe un tricou. There can only be one true king, that's me. Știi? Da, dar era... Uite, eu am avut o problemă. Eu ca sportiv... aveam chestia cu I was born to fly, știi? Am fost născut să zbor și aveam peste tot vulturi. Și îmi plăcea că I am the eagle și când în Poiana la schi, când mergeam cu copiii, le ziceam că sunt, hai să facem ca un vultur, hai să, like a eagle, și încercam să, după ce au venit faimoșii cu vulturii, mi-au luat. O reclamă s-a dus, adică ce încercam să construiesc, mi-au luat-o faimoșii. Dar nu. Dar e un băiat fain, Gianni. Îmi place foarte mult de el și nu mă așteptam. Eu când am văzut că a venit Gianni, zic, mi-am dat așa o palmă, zic, gata, s-a terminat cu mine. Începe partea a doua jocului, jocul social. A fost ok, adică știam că am stat să le analizez puțin și zic, tipul ăsta e un fel de fostul meu antrenor, aceeași tipologie. Nu îi plăcea să piardă, tot așa foarte dur și încrezător și să te demoralizeze și avea vorbele astea puternice la el. De-aia zic, bă, dacă nu-i zic nimic,
dacă nu știu ceva, mă retrag și așa. Bine, am avut câteva noi discuții acolo, probabil nu știu dacă s-au dat acasă, că n-am apucat să văd emisiunile, nu știu dacă s-au dat. Dar pe s-au dat chestii, pe mine m-am amuzat foarte mult. Adică la un moment dat m-am și trântit cu Gianni pe jos, adică să ne înțelegem. A fost o chestie foarte tare, nu știu, eram în fața regiei pe unde stă două și cear, știi? Și nu știu, a venit la mine, m-a luat de gât, ne-a luat de gât și ne-am tăvărit pe jos. Au venit turcii și ne-au dat la o parte, ne-au despărțit. A fost tot așa o chestie de show. De show, de show. Cum este de show că uite, să-l salutăm și pe Ciprian Sila și care se uită alături de noi. Și multă lume ne roagă să mai să povestești despre glumele pe care le aveai cu Ciprian. Aveam. Adică erați extrem de compatibil pentru că și el era la fel de expansiv și și același, aceeași client. Avea și el tot pe Simia, tot pe... Da, ne ceilalți. Conectam foarte bine pe chestia asta, adică eram ca două babe ce bârfeam. Mă regăseam după ce a plecat el, mi-era foarte greu, mi-a fost greu să zic, a plecat ăsta. Stăteam și vorbeam cu mine, zic, hai că poți. Mă ziceam, mă mai relaxam, tot eu cu mine. Stăteam, băi, stăteam pe... Eu aveam camera mea după ce a plecat Sila și camera mea, baia mea, fetele... Opa, auzi, mă, avea camera mea. Da, dar să vezi ce cameră, fetele mea. Aveam camera mea, aveam 3-4. Dar tu știi cum arăta, băi? Zice că sunt la resort de 5 stele, nu am simțit că sunt la Exatul. Aveam baia mea unde fetele mă întrebau, pot să-ți folosesc toaleta? Dar bineînțeles, viața mea, folosește-mi toaleta. Adică mergeam pe balconul meu, ce era și al fetelor, adică eram acolo împreună. Stăteam la soare, mă bronzam. Când era Sila și o făceam dezbrăcați complet, că ne plăcea să stăm la soare și să râdem. După ce a plecat, da, păi nu mai intra nimeni. Nu mai intra nimeni. Bine, Mădălina mi-a văzut fundul odată, sincer, că dormeam stăteam pe burtă, încercam să mă bronzez. Și mi-a văzut fundul, a fugit foarte repede. Mi-a zis că am un fund urât, mi-a zis. Dar mai mereu stătea pe lângă tine, așa, de da. Observat oamenii de-așa. Deci acum stăm împreună, am ieșit, stau cu... E o fată foarte simpatică. Da. E simpatică și e foarte mică și pot să o manevrez ușor, să o iau, să o arunc. Să... I-am jucat cu Naomi de foarte multe chestia asta, de-aia nu ținea la glume. La glume. Da, se și ea a fost extrem de supărată când s-a întors pe mine? Dar pe cine? Ciprian, pe tine! Pe glumesc. Păi aruncat toate, nu s-a dat la trebuie. Nu știu dacă s-a dat la trebuie. Ce? Că am fost la un premiu, la un reward și ne-am certat. Noi cam stropit eu cu un pistol de la ți. Nu, și ea a spus și... că voi trei erați capul răutăților cu Ana și cu Ciprian. Nu, Ana nu. Nu știu de ce au băgat-o pe Ana. Eu n-am bea. Ana era cu noi tot timpul acolo că e de Caterin, că e mișto, e deschisă. Dar nu, adică n-a făcut parte din vreo răutate. Ați fost la Santo Domingo? Da. Da, și e o singură dată. Mișto, de-aia aș fi vrut să mă dau cu schije, tu să fac alte treburi. Dar am vizitat o peșteră foarte tare. Eu n-am fost în peșteră niciodată, mi s-a părut interesant. Am fost la hotel, am mâncat de-am bubuit și am pierdut după eliminarea. Că așa a fost la televizor, nu s-a văzut așa, dar în momentul în care am pierdut eliminarea aia de a plecat Naomi, am fost în Santo Domingo și am venit direct de pe drum din Santo Domingo. Și eu mâncasem foarte mult, adică aveam croasante din alea simple și îmi plăcea să mănânc croasant cu cașcaval. Și am furat din restaurant, nu știu dacă pot să zic asta, dar o să zic, am furat din restaurant, am pus așa o batistuță aia, știi, de spui. Am pus o față din aia mică de masă. Short. Un short, dar era foarte mare, așa. Și am venit cu două farfurii pline de mâncare. Le-am pus pe masă și toți mă întrebă, bă, dar când mănânci asta, când 5 minute trebuie să plecăm? Și mi-am pus aia în poală și am răsturnat toate ambele farfurii în brațe. Și am luat aia pe drum. Și îți dai seama că până în lastere, nas, până în... Două ore și ceva. Am mâncat în continuu. Deci nu puteam să stau drept. Și am ajuns la probă, am vomitat în ziua intenționat ca să pot să mă mici. Ca să poți să te mici pe trasă. Și aia a fost scuza. Ai pierdut? Am mâncat mult, da, am pierdut în ziua, am pierdut. Da. Sincer, uite, și acolo mi-a părut rău. S-a aflat adevărul de ce a pierdut Iulian Petrasa. Sunt lucruri pe care nu le cunosc oamenii. Și uite și asta, chestia că a plecat Naomi. Naomi își dorea foarte mult să plece. Și ne-a zis și în Santo Domingo că vrea să plece. De fapt, nu, până să mergem în Santo Domingo, eu vreau să plec, haideți, eliminați-mă, că nu mai rezist să stau, că vreau ciocolată, că vreau să-mi prind ziua acasă, că vreau să dau de permis, lucruri pe care ea le zicea. De ce a mai venit? Păi mulți au venit acolo că au crezut că e matinal, adică se vor lansa în nu știu ce revistă. Și după ce am câștigat, Vila nu mai voia să plece. Și noi deja ne-am făcut, eu mi-am făcut planul. Ai primit-o în baie la tine? În baie? Da, în nu. Baia ta. N-a venit? Nu. Naomi n-a venit? Nu. Nu? Nu, 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 n-a venit. Nu, 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 n
Nu mai știu ce vreau să zic. Cred că vrei să zici că avea alte preferințe, dar nu mai contează, vino mai aproape nu, de mine avea ca treabă, să intri ea, în avea treabă cu Alin la început. A, da, da, avea treabă cu Alin, stai puțin. Dar nu, nu avea treabă, adică ea își dorea cea de la Alin. Alin își dorea ceva de la Alin. A fost vreo faimoasă. Stai puțin, nu, stai să rămânem, pentru că subiectul nostru de astăzi este nu numai faptul că Alin este în finală, uite, și Alin. Deci ea avea treabă cu Alin, ia povestește. Îi plăcea foarte mult de Alin, adică și când am încercat eu să învăț să noate, imediat a reacționat Alin și a stat numai cu Alin, că eu am băgat-o cu capul, zic, nu vrei să înveți, n-ai niciun pic de... Bă, te pui mai fix așa, bă, și mă gândeam, zic, bă, nu, cum să o fac să poată să noată? Nu voia. Ia, dă-le-a părul. Și zic, a, da, nu? Dă-te la fund. Și eu încercat să nu știu, a venit Alin, hai că te salvez eu. Și a stat cu Alin foarte mult timp și îi plăcea înapoi cu Alin să-l atingă. Dar bine, Alin, interesul lui era chiar să învețe să noate. Dar ea, săraca, se simțea foarte bine. Persevera pe ce a încercat. Da, a fost... Da, Alin i-a plăcut deloc de... Nu. Nu. Nu, el a fost sigur unul nu-i foarte pe gustul serios. Lui Alin. A fost dar din cine echipa ar fi fost pe... Stai puțin, cine ar fi fost pe gustul lui Alin? Nu știu să zic. Sincer, nu știu. Nu știu. Bun, lasă, nu mai insistăm. Zice. A fost vreuna din echipa faimoșilor care se uita mai așa la voi? Vreo fată. Hai, zi! Vreo fată. Nu știu. Adică, uite, de exemplu... Ce-ai văzut tu? Ce-ai văzut tu? Uite, ce-am văzut eu. Stai așa să mă gândesc ce-am văzut eu. Uite, a văzut el, dacă stă să se gândească, a văzut el. Da, păi văzut că uite, dar nu știam cum să interpretez. Cum la început, uite, Cristina Nedelcu se uita la mine într-un fel, dar nu că îi plăcea în modul ăla de iubire, sau, dar mă aprecia într-un fel. Te plăcea? Da, mă plăcea, dar pentru modul meu de a fi, mai ales că ea și urmări sărituri cu schiurile, știa câțiva Icar moderni. Și mi-am plăcea cum mă privește, adică nu simțeam ura aia, de-aia m-am și dus pe partea aia mult cu ea. Avea și ea comentarii răutăcioase, cum și eu am avut, toți am avut, dar ăsta e show. Mie îmi plăcea să am comentarii răutăcioase, eu abia așteptam. Zi-mi cine îl plăcea pe Silaș, ce fată îl plăcea pe Silaș? Toate. Toate îl plăceau toate. Pe Ciprian? Chiar dacă nu recunoșteau gen Naomi sau cine nu mai plăcea pe, uite, sau Diana Senteș, nu știu că, care a fost. Diana Senteș a fost așa un pic, a apărut și a dispărut. Nu ne-a îl plăcea pe Silaș. Da, toate îl plăceau pe Silaș. Silaș e simpatic, adică și mie îmi place de el. Eu mă uitam așa și zic, bă, deci frumos. Face stai departe. Bă, că arată bine, adică nu-i dai nici 36 de ani sau 35 de ani. Era cam slab. Da, bine, în afara faptului că, cum a zis Roxana Vancea, ia târnă pielea pe el sau nu știu cum a zis, că aici din mormânt, dar arată foarte bine. Da, îmi place sunt perfect de acord. Nu, e o fată căruia să-i fie arătat, uite, îți place de prieten, nu știu să zică că e urât sau că nu-i place. Da, mă mândresc că... E unul foarte simpatic. Să știți că nu v-am răspuns la întrebări, nu am spus numele persoanelor care ne-au scris. Am încercat să fac o medie și... Să iau tot ce spuneți dumneavoastră aici, să încerc să-i pun niște întrebări și să ne răspundă la ele. Nu am specificat numele, dar să știți că de fiecare dată m-am uitat și am povestit tot aici. Și despre Naomi, și despre Simia, și despre Alin. Și despre tot ce ne întrebați. Am să-l întreb și despre bunica lui, dacă tot sunt foarte multe întrebări. Sunt multe întrebări legate de, și de partea asta și de tine, că nu ești numai un tip vesel și ai trecut și prin momente mai dificile și mulți se întreabă de cum ai perceput tu situația aceasta, de cum cu vestea asta. Că... Uite, e o chestie pe care nu mai este. Eu tot timpul am fost genul ăla de persoană ce se modelează imediat după situație și trece repede peste. Adică eu am învățat asta de când am fost cu prima mea iubită, că mă certam cu ea și nu lăsam să treacă jumătate de o oră. Imediat mă împăcam cu ea, pentru că eu cum eram tot timpul plecat în cantonament, veneam acasă o săptămână, mă certam cu ea în primele două zile și după nu mai vorbeam până plecam. După plecam în cantonament și oricum nu ne vedeam. Și zic, ce rost are să ne încep, adică să stăm atâta timp despărțiți, hai să rezolvăm acum și mergem mai departe. Și lucrul ăsta m-a făcut să-l folosești și în cazuri din astea neplăcute, când cineva din familie are o problemă. Empatizez foarte mult cu toți din familie când au o problemă, dar după reintru înapoi în mine și zic, bun, așa a fost să fie, hai să rezolvăm, să vedem ce pot să fac să fie bine. Și la fel când am auzit ce s-a întâmplat, mama mi-a mai făcut ea o chestie din asta, m-a mai mințit ea odată, că totul e în regulă și că e roz, și de fapt bunica nu mai era,
Și când am ajuns acasă, m-am enervat foarte tare pe ea, dar era mai mic atunci. Și am făcut-o în toate felurile. Că e mincinoasă, că să nu mai facă, că m-a trădat. Că... Și acum, după ce a făcut și chestia asta, nu m-am supărat pe ea. Și nici n-am... Am simțit așa o dezamăgire. Adică... pe viață, pe tot ce așa se întâmplă. E, așa dar, în general, trec foarte repede peste ce se întâmplă, pentru că așa e să fie, n-am ce să schimb. Adică pentru ce stau să plâng sau să-mi bat capul de ce și de ce să pun înseamnă că nu te marchează, cum te-a marcat de altfel și plecarea lui Ciprian. Da, pentru că pe mine, eu sunt Ciprian a venit sensibil. Aici și chiar a plâns la noi de misiune, a povestit cum... cum și-a luat el practic la revedere de la voi și în special de la tine și atunci când erau geamurile acelea cu murii la autocarul de plecare, a simțit parcă mâna da. Ta pe autocar, deși știa că nu-l vezi. Da, e... El vedea din interior. Mie chiar mi-a fost greu atunci. Da, și atunci am început o perioadă să și pierd. Mă simțeam așa, abia așteptam să treacă timpul, știi, și nu mai putea... Nu găseam metode să treacă timpul foarte repede și așa am simțit și acum după incidentul ăsta când am aflat. Mă, trebuie să fac ceva să depășesc, adică m-a durut, m-am avut chestia, m-am moleșit complet. Zic, bun, încercam să-mi găsesc explicații de ce și pe aia zic, de ce fac asta? Adică nu sunt eu ăsta și încercam să mă mint eu pe mine, hai să fac ceva, hai să nu știu ce, mama. Iar mi-aduceam aminte, zic, hai că pot să trec peste, știi? Și îmi iau un pic, o zi, două, până mă obișnuiesc cu asta, dar nu sunt genul să stau să bocesc, să... Vai, ce s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. Și când îmi bușesc mașina. La fel, sunt oameni ce îmi bușesc mașina și pe aia stau și... Doamne, mi-am bușit mașina. Eu îmi bușesc mașina, bă, mi-am bușit mașina. Gata, asta a fost imbecil. Ce trebuie să fac? Hai să schimb pe aia. Adică... Când greșesc sau când vine ceva necontrolat în viața mea, eu iau ca atare. Ca atare și treci peste. Tot întrebările tot la Alin. Uite, facem ce facem și tot la Alin ne întoarcem? Ne întoarcem. Tu dacă ai fi fost în locul lui Alin în finală și ai fi văzut probele acelea, eu încerc să spun această întrebare, deși am înțeles de la începutul discuției că știai practic că participi într-un show. Ai fi abandonat din start? Adică te întreabă lumea dacă ai fi zis, dom'le, eu nu vreau să lupt într-o finală inegală. N-aș fi, m-am gândit și la varianta asta. Îți dai seama, în momentul în care un coleg, pentru că eu l-am considerat acolo cu mine. Noi am făcut echipa aia să funcționeze, practic. Chiar dacă toată lumea spune că n-am făcut nimic și că el a făcut totul, eu am simțit că am făcut foarte multe lucruri pentru echipă. Și încercam să-mi dau seama cum aș fi reacționat eu și ce sfat îi dau. Pentru că după m-am dus și i-am zis, mă, uite, nu ar fi trebuit să faci așa, ar fi trebuit să faci așa. El poate să confirme lucrurile astea că i-am zis, după ce deja fapt era consumat, nu mai avea ce să facă. Dar m-aș fi dus și le-aș fi zis că nu e ok ce se întâmplă și că dacă există altă variantă și altă modalitate. Dar în același timp, dacă n-aș fi avut de ales, eu n-aș fi mizat pe chestia că zic că nu mai joc, că se mai procedau din astea și la reward-uri, la premii. Păi noi nu mai mergem, nu știu ce. Și atunci, bine, nu mai mergeți. Și atunci stăteai și te gândești, bă, înseamnă că nu ne mai duc și aveai nevoie de chestia. La fel și acum, eu aș fi zis, nu mai joc, abandonez dacă nu vreți să-mi schimbați regula sau finalul sau traseul. Deci ei zicea, ok, abandonez, gata, abandonează și dăm banii și premiul lui Betty și ai pierdut. Și atunci iar era cu du-te vină. Că nu ai încercat, n-ai văzut dacă ai vreo șansă, dar și ai abandonat. Adică, nu știu. Aș încerca să schimb ceva la început. Cum am făcut și cu eliminarea aia când am pierdut eu. M-am dus și le-am zis că nu pot să dau. Nu pot, sunt prea grei saci și nu mai aveam putere să dau, să alerg după ei. Și mi-au schimbat saci, într-adevăr. Dar deja, eu la fel dădeam de slab. Și așa cred că se puteau... De fapt, nu se putea face nimic. Eu așa văd. La nivelul ăla... Adică finală, ai fi concurat și... Da, aș și fi concurat. Și asta ar fi fost rezultatul... asta era. Dar ai fi făcut scandal după? Bine. Dacă ai fi fost în locul lui Ali, te-ai fi comportat exact ca el? Adică ai fi fost supărat și ai fi... ți-ai fi spus of-ul în fața oamenilor? Dacă ai fi făcut-o cu bună dreptate. Da. Adică... Asta zic, mă gândesc acum dacă aș fi făcut scandal. Sau nu. Nu scandal neapărat, că nici Alin nu a făcut scandal și a spus punctul de vedere până la urmă. Păi asta e. Aș fi încercat să merg pe partea dreptății. Ce am simțit eu? Bă, am fost trădat. Sau ce simte omul în momentul respectiv? Cum simt eu? Bă, am simțit că am fost trădat.
Cam asta s-a întâmplat, dar nu fi supărați, eu îmi văd de treaba mea în continuare, am 29 de ani, o să merg la alt show, vă rog să mă susțineți acolo, să fiți alături de mine, că o să fac spectacol acolo, adică aș fi încercat să-mi redirecționez șansa spre altceva. Alte oportunități, pentru că cu siguranță și lui i s-ar fi putut deschide foarte multe oportunități după și asta. Eu sunt pentru că oamenii că se vor în viață, în viață știu dacă vrea. Da, dar acum eu cred că este o supărare de moment și lucrurile poate se vor așeza după o vreme. Nu avem de unde să știm, fiecare dintre noi reacționăm diferit. Dar el are o chestie, are un orgoliu, ce 99,9% din cazuri l-a ajutat foarte mult. Cum am zis, are orgoliu ăla. Nu vrea, dacă nu vrea, nu vrea. Și lucruri pe care eu nu pot face. Adică eu sunt, hai să mai încercăm, hai să... El nu, și gata. Ești invidios pe Alin că a fost mai bun decât tine? Sunt foarte multe remarci de genul ăsta. Și chiar vreau să o înmurim. Eu nu cred, dar tu nu, acum, nu sunt, acum nu sunt absolut deloc invidios pe el că a ajuns unde a ajuns și a făcut ce a făcut și nici a doua zi după ce am pierdut. Dar în prima zi, atunci, în momentul respectiv când am pierdut, am simțit invidie. Adică chiar simți invidie. Că n-ai cum să nu recunoști asta. Simțeam nervii, dar n-am dat cu piciorul în termos și am înjurat. Aia nu venea că mă bucuram eu de moment. Era chestia. Până la urmă, așa cum spuneam, este un concurs. Un concurs, joci într-o echipă, dar la un moment dat te duci singur pe o linie. Pentru că... Și astea sunt regulile jocului, să câștige numai unul, din păcate. Niciodată nu o să mulțumim pe toată lumea. Au fost două ore foarte interesante alături două de Iulian. Sunt sigur că mai fi avut multe de discutat și multe de pus în... Dar vrei să mă mai întreb tu ceva, Ale? Sau... Dacă ori îl întrebi tot ceva și chiar vreau la final să spună el ceva ce poate noi doi nu l-am întrebat. Da, eu pot să-l mai întreb. A rămas între tine și Exatlon ceva neîncheiat? Simți că conturile cu Exatlon nu s-au încheiat până acum? Da, da. Adică chiar mă gândesc că va exista un All-Star cândva. Toată lumea se gândește și că o să va fac exista, parte. Va exista. Dar de data asta lucrurile nu vor mai sta așa și că trebuie să mă duc, bun, am văzut, e show, mi-a plăcut, știu acum cum voi fi ca showman și cum, ce trebuie să fac acolo, dar mă voi duce pregătit. Nu crezi că dacă vei participa la un All Stars, va trebui să te bați cu altfel de caractere, mult mai dificile? Ba da, dar acolo e foarte interesant, mă gândesc că va fi foarte interesant că deja fiecare și-a creat publicul lui și au susținătorii lui și atunci va fi, ai puterea, adică nu mai, uite cum am plecat noi, că pleci nasol ca războinic și faimos, știi, deja pleci cu un handicap. Dar și... ce te faci, că o să fii adversar cu... colegul meu de aici Nu se știe. Nu se știe. Nu se știe. Da, dacă veți fi adversari. La ei studiat, o să trebuie să-i studiezi jocul, el este un tip așa... Da, el a zis că n-a studiat, n-a văzut. Va studia, dar a zis că va studia, că nu se va duce cu temele făcute la exact. De data asta o să-mi fac temele și o să mă pregătesc foarte bine și fizic și psihic și pe partea de show și stai seama că o să vă alerg rău de tot. Adică ce am făcut până acum a fost așa că m-am greșat foarte... Oricum am greșat foarte mult. Păi dacă ai fărat prăjitorii de restaurant... Și nu mai. Dar simțeam că sunt gras și că mi-e foarte greu pe traseul la un moment dat. Dar n-aveam ce să fac. Repet, nu te-am întrebat noi ceva și ai vrea să lămurești situația în fața oamenilor care te-au urmărit la Exatlon? Aș vrea să le transmit că multe lucruri le-am înțeles greșit și asta nu e un lucru pe care vreau să-l zic, să mă scuz, că nu vreau, adică cine se scuză se acuză și am mai zis-o, nu vreau să mă scuz, dar vreau să vă fac să înțelegeți că trebuie să înțelegeți, de fapt, motivul acțiunii și că în spatele unui video pe care voi îl vedeți la televizor există multe alte momente ce nu apar și simt niște emoții pe care la televizor nu le ai. Adică eu am simțit ceva și de-aia vreau să vorbesc în continuare cu voi și o să fac și o live și o să mai vin aici și o să merg peste tot să vă șeruiesc toate momentele mele și emoțiile, pentru că așa mi se pare normal să mă judecați. Adică dacă voi mă judecați pe mine și mă etichetați într-un fel, măcar să o faceți pe bună dreptate și pe baza la ceea ce am simțit eu, nu doar pe baza unor imagini ce pot fi jonglate mai multe părți. Dar ăsta sunt. Și chiar vă mulțumesc pentru și pe cei care îmi trimit mesaje amenințătoare și înjurături și pe cei ce mă susțin foarte mult și
îmi acordă timp, pentru că ambele variante sunt foarte bune pentru mine, pentru că, bine, mai puțin variantele în care sunt amenințat și mă uit stânga dreapta pe stradă să văd dacă cineva mă lovește. N-ar fi nici o problemă că am mai fost lovit, dar asta vreau să vă zic. Să continuați să mă susțineți dacă vreți să mă susțineți și să încercați să treceți peste partea asta, cum să zic, peste partea asta... Intrigantă, nu știu. Exact. Să încercați să mergeți dincolo, să căutați de ce, să vă puneți întrebarea de ce și ce ați fi făcut în locul și ce ați fi făcut în locul. Pentru că e o competiție, nu e un Eurosport, cum am mai zis, nu e o competiție sportivă, un campionat mondial, ci e un show. Și foarte multe lucruri n-au legătură cu sportul în general. Așa e, și oamenii au avut în seara aceasta păreri împărțite, unii te-au susținut, alții te-au blamat. Unii l-au văzut extraordinar de bun pe Alex și pertinent în întrebări, pe mine, omul negru, deși sunt în bleu în această seară. Asta este, le spun că le respect punctul de vedere, le mulțumesc și celor care au fost alături de mine, pentru că sunt și foarte mulți care au fost alături de mine. Mi-am adus aminte, când tu vorbești, mi-am tot timpul aminte și îmi place să te întrerup. Voiam să... Dar nu știu eu spaniolă, dar o să învăț. Data viitoare când vin vreau să învăț ceva în spaniolă, să le transmit fanilor din Mexic, că sunt super simpatici și că primesc foarte multe mesaje în spaniolă și mi-e foarte greu să le traduc. Adică stau și încerc să-mi dau scrie seama... Scrie niște în română. Da, să le dau și lor, să le crezi probleme. Google Translate. Da, foarte multe. Și vreau să le mulțumesc pentru toată susținerea și simt că o parte din ce am făcut eu s-a dus și în Mexic și abia aștept să vin acolo să mă cunoașteți mai bine. Și abia aștept să vin acolo. Uite, oamenii, ți-am zis, au avut tot felul de reacții în seara aceasta, au fost foarte mulți alături de noi și le mulțumesc foarte mult. A fost probabil un record, dacă duminică am spus că alături de Cristi Pulhac, de Yamato, de Mirel, de Ștefan, de Roxana și de noi doi, că suntem tot timpul aici, a fost foarte multă lume, de data aceasta a fost și mai multă lume. Nu contează, eu, așa cum v-am promis și știți foarte bine, după emisiune mai ascult o dată emisiunea și v-am răspuns tuturor la mesaje, indiferent că ne-ați înjurat sau că ne-ați trimis mesaje pozitive. Noi nu o să intrăm în vacanță, Alex nu știe, deci îl anunț în exclusivitate aici, că deși spuneam că vom încheia sezonul 1, în această seară. Pentru noi este sezonul 1, pentru mine și pentru vreau Alex. Vreau să pari interesant, te corectez. Noi vom mai avea o emisiune săptămâna viitoare sau sperăm mâine, dar nu promitem nimic. Dar dacă nu va fi mâine, veți fi anunțați toți fanii Exatlonului, pentru că și Betty va trebui să fie alături de noi. Ne-a promis că va fi alături de noi, dacă nu astăzi, joia viitoare. Așadar, vom mai avea o emisiune, Alex. Nu ne vom lua la revedere de la cei care ne urmăresc cu emisiunea, ci doar dacă nu ne vom întâlni mâine să le urăm sărbători fericite, un Crăciun frumos și ne întâlnim la o emisiune viitoare. Iar invitatului nostru să îi mulțumim, să-l mai invităm. Uite, chiar am mesaje frumoase acolo. Ai și mesaje frumoase. Am și, da, mulțumesc. Ai și foarte, foarte multe mesaje frumoase. Și încă o dată, Alin, accepti și invitația noastră. O să vezi că nu este chiar atât de rău la o emisiune poți care a postului canal. Poți să vii cu Iulian, da, sau pot? Poate să vină, să și a făcut emisiunea lui, n-ați văzut câte vizualizări are și câți fani are pe live-ul lui. Așa e, dar nu contează. Hai, ne invită el pe noi, stai. Știi că dacă ne show de seară cu Alina Andronic. O să venim și noi, da. Alex, ne luăm biletul până în Germania. Da, mergem noi peste el. Și mergem peste el. Vă mulțumim mult pentru această seară și de ce nu să vă uitați și la 23:15 la Fan Arena. Pentru că îl veți vedea pe Gianni, Chiriță și pe Ionuț Jaguaru într-o altă ipostază și vor vorbi foarte mult despre Exatlon. Doar pe ei oare? Da. Doar ei. Nu știu, veți afla din seară la 23:15. La revedere. Vă pup! La revedere!